Fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Știi cât de puțini oameni poți întâlni astăzi cu care să te simți tu? Sau să te facă să-ți dai toate învelișurile deoparte, să te simți tu? Judec sau disec omul tocmai pentru a-l descoperi și ajunge acolo unde știu că fiecare dintre noi avem o scânteie dumnezeiască în interior. Există oameni cu 1000 de chipuri, Soala? Da. Da, există. Un chip pentru fiecare om se numește. Ai încercat vreodată să controlezi oamenii? Da. Astfel? Da, în sens de a vedea până unde e limita lor. Noi nu știm cum să ne bucurăm. Nimeni nu vrea să rămână în suferință, dar nici nu știm cum să manifestăm bucuria. Omul când se bucură, vei vedea că se distruge. Deși tristețea poate fi mascată sub un zâmbet, mai ales depresia. De foarte multe ori. Și am spus deseori că adevărul este un lux pe care puțini oameni și-l pot permite astăzi. Nu ne dorim altceva decât să fim mințiți frumos. Adevărurile noastre ne separă, nu minciunile. Minciunile ne apropie. Cât poți manipula cu make-up, operații estetice, în cât timp masca asta cade jos? Prin felul în care respiri. Există fizionomiști orbi care te citesc, să zic așa, după felul în care tu respiri. Ne îndrăgostim de chipul oamenilor? Din păcate, da. Eu invit oamenii să îndrăgostească măcar o dată în viață chiar de chip, mai ales pentru o femeie excelent. E mai vie, totul are lifting facial, să zic așa. Emană foarte multă căldură, doar că prăpastia după aia e foarte mare. E o prăbușire imensă. Mai poți să vezi cumva umbra morții care se apropie de chipul unui om, chiar dacă e sănătos. E ceva care se vede în privirea celui om. Nu ajută, consider, cu nimic să-i spui omului din fața ta cât mai are, pentru că ar trebui fiecare dintre noi să ne ducăm să trăim fiecare clipă, nu ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi prima. Pentru că toți murim odată, dar nu toți trăim în viață. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi, invitata mea este autoarea singurei cărți despre tehnicile de citire a chipului. Practic, facem un episod cu cărțile pe masă. Aceasta este opera Soadei Agaki, Tehnici de citire a chipului. Celelalte cărți o să le descoperim de-a lungul episodului. Până atunci, îți spun bine ai venit, Soada, și îți mulțumesc tare mult. Soada este specialist în fizionomie, tehnici de citire a chipului, descifrarea limbajului corpului și este consultant de dezvoltare personală. Greșesc? Nu greșești. Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult. Enorm de mult să fiu aici alături de tine și telespectatorii tăi. Este o onoare și o bucurie mare. Pentru mine astăzi e sărbătoare că sunt aici împreună cu tine și sunt convinsă că vom avea o discuție care să ajute. Că până la urmă despre asta e vorba. Să ajutăm. O să intrăm direct în subiect și apoi o să revenim și asupra unor detalii personale. Povestea Soadei este foarte interesantă, inclusiv a numelui său de botez, pentru că da, Soada nu este un nume de scenă, ci e nume de botez. Dar înainte de asta, sunt foarte curios dacă e corect să judecăm lumea după chipul ei, sau mă rog, oamenii să-i judecăm doar după chipul lor. Nu este corect. În felul în care se procedează, așa neînțelept și nestudiat. Uh-huh. Fiecare dintre noi judecăm pe celălalt în sens de a evalua pe celălalt în momentul când ne întâlnim. Uh-huh. Facem comparații cu ceea ce noi avem ca și educație, cu așteptările pe care le avem, în funcție de tradiția, de cultura noastră, de vârsta pe care o avem în momentul vieții noastre. Noi oricum judecăm pe celălalt, adică îl evaluăm și punem etichete, și bune și mai puțin bune, uneori greșite, altădată supraevaluate. Așadar, noi suntem înzestrați în natura noastră umană să căutăm în celălalt să vedem cu cine avem de-a face. Și asta e o formă de a judeca. Dar ceea ce caut eu prin tehnica de citire a chipului este să depășesc conceptul de a-l judeca, ci de a-l diseca în mii de bucăți pe omul respectiv, tocmai pentru a ajunge în esența lui și să-i găsești calitățile. Pentru că asta și înseamnă să fii un adevărat fizionomist, să depășești orice preconcepție legat de culoare, de rasă, de istoric,
de vârstă, de sex, de preferințe. Și până la urmă, da, judec sau disec omul tocmai pentru a-l descoperi și ajunge acolo unde știu că fiecare dintre noi avem o scânteie dumnezeiască în interior. Și nu odată mi-a fost dat, când m-am apropiat de un om, să caut să mă compor cu el așa cum l-am citit și nu cum s-a prezentat. Pentru că adevărata artă nu este să te duci și să-l citești pe un om și să-i spui după chip, uite așa e și pe dincolo. Ce adevărata artă este că tu, după ce l-ai citit în sinea ta, să ajungi să te comporți cu el așa cum tu știi că este el. Și aici se întoarce înapoi la tine ca și muncă, ca și efort pe care trebuie să-l depui și mai ales ca și mutație a personalității pe care trebuie să o faci ca să poți să te apropii de el. Fiecare om își dorește în zilele noastre să întâlnească pe cineva care să-l vadă. Care să-l vadă. Indiferent că și-a modificat tot chipul prin operații estetice, fie că și-a făcut fel și fel de modificări în citirea chipului, depășim limbajul non-verbal, preferințele vestimentare, machiajul și orice fel de, să zic așa, marcă pe care vrei să o transmiți și vrei să pătrunzi dincolo de orice și să vrei să-l vezi. Dar apropo, cât poți manipula, dar nu neapărat la, în sens negativ, cât poți manipula cu make-up, nu știu, operații estetice. Înainte să ne vedem cu cineva, ne aranjăm. În cât timp masca asta cade jos și lumea te vede așa cum ești tu, de fapt? Prin felul în care respiri. Există fizionomiști orbi care te citesc, să zic așa, după felul în care tu respiri. Wow! Adică noi ne raportăm la chip când spunem că citim chipul uman, dar vorbim de tot chipul omului, cum este el. Nu mai spun după privire că vorbesc ochii. Chiar dacă nu-l vezi din față și-l vezi din spate pe stradă, îl evaluez cumva. Există în fiecare dintre noi nevoia de a-l cunoaște pe celălalt și de acolo pleacă tot. De-aia am zis că fiecare om este bun în a-l citi pe celălalt, dar, atenție, conform nevoilor sale din acel moment. Altădată sunt oameni care îl înzestrează pe celălalt cu calități pe care în realitate nu le are și atunci apare dezamăgirea. Și oamenii astăzi caută să fie cât mai puțin dezamăgiți, dar din păcate au din ce în ce mai multe așteptări. Și de aici probabil că se feresc oamenii să fie înșiși, deși desori le-am spus, tu dai seama că ai o singură dată în viață, ocazia să fii tu. Să nu-i miți pe nimeni și atunci când nu știi cine ești, ajungi să-i miți pe ceilalți. Și ai o singură ocazie, de ce să nu fii tu să te arăți? Dar vulnerabilitatea costă foarte mult și am spus deseori că adevărul este un lux pe care puțini oameni și-l pot permite astăzi. Da, e foarte costisitor adevărul și nu oricine, cum spui tu, și-l poate permite. Dar aș vrea să înțeleg un pic mai adânc. Atunci când privim chipul unui om, noi vedem, vrei să spui mai degrabă, chipurile pe care noi le cunoaștem, nu-i vedem chipul lui, pur și simplu, nu? Îl judecăm după ce știm noi, chipurile pe care le avem noi în, uite, în magazinate. Avem mai multe categorii. Tu poți, de exemplu, să mă analizezi pe mine, făcând în primul rând o comparație cu cineva pe care mi-ai întâlnit în trecut asemănător, ca să-ți iei marja de siguranță în a cunoaște modul în care să te comporți cu mine. Asta e primul flash care îți trece prin minte, cu cine îmi seamănă. Pentru că noi vrem să vedem pe cel de lângă noi, dacă îl cunoaștem, să nu ratăm momentul în care spunem ceau, ce mai faci. Și atunci ne uităm la un om să vedem dacă îl cunoaștem sau îl recunoaștem. Și atunci primul lucru care îl face ochiul uman este să compare cu un chip din trecut, căutând așa într-o viteză uimitoare un chip asemănător. Apoi dacă cumva așa calculatorul tău mental a găsit o sincronizare cu un chip asemănător, tu automat o să spui, cred că omul ăsta este bun. De ce? Pentru că ai avut poate o iubită în trecutul tău sau pe cineva care cumva ți-a picat bine în acel moment sau din contră. În esență, oamenii nu sunt buni sau răi, sunt în funcție de felul în care tu ai trăit în acel moment, până în acel moment, un eveniment asemănător cu acel tip de chip. Iar într-un alt moment al vieții, același om s-ar putea să-ți fie foarte bun sau mai puțin bun în viața ta. De aceea contează foarte mult să știi acest aspect că tu vei căuta să-l compari pe celălalt, poate cu mama sau cu tata. Apoi, imediat apare nevoia de a-l cunoaște, ca să-ți verifici
lucrurile. Mm-hmm. Și aici oamenii se opresc, verifică să vadă dacă au sau nu au cunoștințe suficiente despre acel om. Și de aici toți ratează mai departe. Unicitatea. O să încerc să traduc pentru pregătirea mea cel da. Puțin. Deci în momentul în care văd pe cineva prima oară, practic eu am un scanner da. Și scannerul ăla analizează din baza lui de date chipurile cunoscute. Da. Și atunci știu dacă, nu știu, chipul lui mi inspiră încredere, frică, exact. Nu știu, furie, dispreț și așa mai departe. Dar de obicei, noi cu ce chipuri din baza noastră de date comparăm? Comparăm cu chipurile părinților, nu știu, a primilor oameni din primii ani de viață? Sau nu neapărat? Cu oamenii care au avut impact asupra noastră. Chiar și un trecător pe stradă care, nu știu, te-a șocat, te-a impresionat, în funcție de starea pe care tu ai trăit-o, sentimentul pe care l-ai avut în interacțiunea cu acel om. Poate fi un recepționer, poate fi oricine, care să-ți fi rămas imprimat în suflet și în minte felul în care tu ai fost tratat, felul în care te-ai simțit. Uh-huh. Și atunci tu, ca să-ți aperi integritatea ta sufletească, mentală, psihică și așa mai departe, tu vei căuta o formă de apărare, căutând în baza ta de date instinctiv să vezi dacă poți să ai o fuziune. Dar mai pare încă un lucru. Chimia care se naște dintr-un om, dintre doi oameni, contează foarte mult. Poate să-ți asemene, să zic, un om cu cineva din trecut, dar ai o repulsie în acel moment față de acel om și nu-ți poți explica. Tu îți dai seama că e ok, că totul e bine, dar ceva te face să îl ții departe. Și aici iar răspund că omul ratează experiența, pentru că e un experiment și o experiență cu un om, chiar dacă ai o repulsie față de el, să te apropii de el, să vezi ce anume ți-aduce în viață. Iar eu sunt un experimentator în sensul acesta. Și mi-a plăcut foarte mult mereu să mă apropii, chiar și atunci când am avut așa o reacție, că ne știm de unde să-l evaluez și de ce am avut acel sentiment, totuși să mă apropii ca să văd ce am de înțeles. Așa asta și construi cartea asta și absolut tot ce am făcut în toți acești ani, din experiență și observație. Pentru că nu poți să înveți oricât ai vrea din cărți sau din imagini, decât experimentând, dacă vrei cu adevărat să pătrunzi în celălalt. Și asta ajută enorm de mult în zilele noastre să știi, după trăsăturile feței, a mâinilor, a texturii părului, absolut tot corpul uman, ce îți transmite, ca să știi să nu ai așteptări mai mari decât poate celălalt să ducă. Uh-huh. Și mai mult decât atât, să-i creezi celălalt sentimentul de acasă și de confort. Știi cât de puțini oameni poți întâlni astăzi cu care să te simți tu sau să te facă să-ți dai toate învelișurile deoparte, să te simți tu? Mă gândesc că nu e ușor să fii Suada Gaki, duși povara asta a faptului că știi foarte multe și că totuși trebuie să-i tratezi pe toți oamenii. Să te corectez, că nu e o povară, e o plăcere imensă, a fost o durere la început când nu înțelegeam, uh-huh. dar acum s-a transformat chiar și într-o satisfacție. Uh-huh. Dar ai încercat vreodată să controlezi oamenii? Da. Astfel? Da, în sens de a vedea până unde e limita. Lor? Da, a lor. Până unde e limita. Și când ajungeam la limita, la pragul de sus a toleranței. Păi, de exemplu, există în tehnicile de citire a chipului primetoda chinezească, chip de tip metal, simbolic, vorbind de tip metal. Sunt trăsături specifice a omului cu astfel de denumire. Sunt spații, chipului mai osos, uh-huh. așa cumva mai erisit, un chip mai regal. Și acolo știam, din tot ce am studiat, că oamenii respectivi nu suportă să le vorbești sarcastic sau să le vorbești direct sau să spui lucruri pe nume sau chiar să vorbești vulgar. Și ca să încerc să înțeleg dacă asta e așa cum se spune, am depășit limita de multe ori, tocmai pentru a înțelege și eu și care este și limita lor și până unde pot și eu să mă raportez. Și de-aia am spus de la început că adevărat artă este să te porți cu celălalt așa cum știi că așa cum tu l-ai citit și l-ai analizat, dacă vrei să-i faci un bine. E ca un cuțit, știi, instrumentul acesta, cu două tăișuri. Poți să ungi o felie de pâine sau poți să înjunghi pe cineva. Exact. De aceea este și lăsat așa cumva deoparte această cunoaștere, pentru că, în primul rând, nu oricine se poate apropia să o descopere, fiindcă oamenii n-au curaj să privească pe celălalt, în primul rând, în ochi. Dar aminte să-i mai analizezi echipul, să se plimbe cu privirea peste el, așa,
într-o formă poate și mai discretă și mai directă și ratează experiența. Dar cum să facem să judecăm mai puțin chipul celui din fața noastră și să analizăm mai mult? Pentru că... Să avem în primul rând un interes. Că oamenii se apropie de alți oameni în prima fază din interes. Nu din plăcere. Uh-huh. Poate să nu-ți placă un om, dar ai un interes. Trebuie, nu știu, să pleci cu taxi undeva și îți trezești omul repulsie, dar tu chiar ai nevoie să călătorești. Cu ce începe interesul? Analiza chipului unui om? Cu ochii, cu privirea. Cu privirea. Personal, da. Asta fac eu. Cu ochii și cu privirea lui. Chiar dacă reprezintă oglinda sufletului, dar reprezintă și oglinda minții. Uh-huh. Și reflectă foarte mult... Și cât de adânc poți să vezi în ochii unei persoane? Depinde ce consideri tu adânc. Adânc în el, în personalitatea lui... Poți să vezi până în sufletul lui? Numai Dumnezeu poate să vadă până în suflet, n-am cum să văd. Poți să am frânturi foarte mici din ceea ce poate trăi un om în sufletul lui, dar cred că nu avem cuvinte cu toții să putem explica ceea ce vedem în sufletul unui om. Consider că putem vedea cu toții puțin mai adânc, dar nu avem cuvintele necesare să descriem și nu putem descrie așa ceva. Ce e în sufletul omului? În mintea lui mai puțin. Dar în suflet putem simți mai mult decât ce are în cap ca intenție. Acolo, când o să putem citi mințile oamenilor, o să fie... Și e vreo tehnică de, nu știu, de începător așa, de citit în privirea unui om? Da, apropo de asta, chiar anul acesta am dat drumul la un next level, să zic așa, următorul nivel în arta citirii chipului, și anume citirea ochilor. Așa mai secționat. Complicat. Da, și am descoperit o tehnică, asta mai mult din experiențele pe care le-am avut în Egipt, că am mers foarte mulți ani în Egipt și acolo am cercetat simbolistica și oamenii respectivi am observat că ei privesc mult mai adânc, te privesc, plus că sunt acoperiți și femei și bărbați și am trăit foarte mult în deșert, printre beduini. Și oamenii respectivi aveau stilul acela de a te privi în ochi și de a-ți citi ce simți tu. Și am descoperit, să zic așa, felul cum o făceau și am dezvoltat o tehnică. Și uite, ca și o tehnică principală, poți împărți ochiul în patru părți, așa, pe verticală și pe orizontală. Partea interioară a ochiului, aici, e un simbol static numit foc. Cu cât este colțul intern al ochiului mai ascuțit, așa, de exemplu, cum l-ai și tu, cu atât mai mult foc are în momentul când vorbește. În momentul când rostește un cuvânt, adică poate să ardă, să încălzească sau să frigă pe celălalt într-o conversație. Copiii mici, de exemplu, bebeluși și colțul intern al ochiului le-au mai, e foarte rotunjit, foarte închis încă. Atunci ei oricum n-au încă modalitatea de a articula, de a vorbi sau de a spune sau de a rosti cuvinte. În partea cealaltă a ochiului exterioară este un alt element acolo și anume al pământului. Și aici, ca simbol, felul în care tu simți sau nu prea simți empatie față de ceilalți oameni se observă în colțul extern al ochiului. Cu cât este mai ascuțit în partea respectivă, cu atât mai puțin empatie, cu cât e mai rotunjit, cu atât mai multă suferință vei simți. La fel și în partea superioară, cu cât e mai căscat ochiul, cu atât există fie nebunie, fie genialitate, dacă un om privește așa. La mine ce e, nebunie sau genialitate? La tine este sentiment, pentru că în partea de jos a ochiului este foarte decupat, adică se observă mai mult și tu simți în primul rând. Pentru tine contează să simți. Și ești mânat de sentimente și de trăiri și contează enorm de mult. Și nebunia unde se vede? În cât de mare este privirea deschisă în partea de sus, mai ales când vorbește. Apele în care se scaldă ochiul, ca să numesc așa, iară să observă acea nebunie a omului, sau, repet, genialitatea, pentru că este fină trecerea dintre geniu și nebun. Și nu poți evalua corect. Decât după ce moare un om, poți să-i spui așa, generații vor numi nebun, după alte generații o să-l numească că a fost geniu și tot așa. Fluctuează. Dar în privire. Ne îndrăgostim de chipul oamenilor? Da. Din păcate, da. De ce din păcate? Pentru că chipul se modifică, indiferent prin prisma trecerii timpului, fie prin prisma modificărilor pe care noi le facem asupra feței noastre, dar e ca și cum te-ai îndrăgostit de un tablou.
dar nu te îndrăgostești de ce reprezintă acel tablou, ce transmite acel tablou. Îți place felul în care a fost pictat, rama cu care a fost încadrat, dar nu participi în scena respectivă. Și da, chipul se modifică, te îndrăgostești de el. Și nu neapărat e rău nici asta. Eu invit oamenii să se îndrăgostească măcar o dată în viață chiar de chip. Măcar atât, să trăiți sentimentul de a fi îndrăgostit. Pentru că se încurcă cu atașamentul, cu obsesia, cu dependența, cu iubirea, cu dragostea, care sunt concepte diferite. Măcar să îndrăgostească. Nu durează mult, se duce așa ca, ca un fum așa dintr-o dată, dar sentimentul de a fi îndrăgostit, mai ales pentru o femeie, excelent. E mai vie, totul are lifting facial, să zic așa. Emană foarte multă căldură, doar că prăpastia după aia e foarte mare. E o prăbușire imensă. Dacă nu se susține mai departe îndrăgostirea cu dragoste și cu o continuitate, dar merită. Dar există studii făcute referitor la asta. Citisem la un moment dat că, nu știu legat de chip, dar cele mai multe dintre femei se îndrăgostesc la prima vedere de de spatele bărbaților, mai de umerilor. Nu știu unde ai citit, dar e și asta o idee. Așa? Femeia, să zic așa, e atrasă până la îndrăgostit, trebuie să aibă totuși o interacțiune față în față, este atrasă de ceea ce impune acel bărbat prin prezența lui. Un bărbat s-ar putea să nu fie atras atât de ceea ce impune prezența acelei femei, ci felul în care ea emană o stare. Starea ei pe tine te interesează. Da, o să te simți atras de chipul ei sau orice, dar starea, în ce stare te bagă? Nervi, în draci sau în stări sublime, frumoase și parcă cumva te-ai apropia? Oricum un bărbat dispare din casă când ai o stare bună sau reapare când ai o stare mai bună. Dar o femeie întotdeauna va alege felul în care se impune prezența lui, atitudinea aceea masculină. Bine, o să zic acum la femei, la început, că o să intereseze felul în care arată, dacă e în vârstă, statura, trebuie să fie înalt sau scund, dar o să-și reevalueze toate așteptările în momentul când intră în interacțiune cu acel bărbat. Și o să ajungă exact la felul în care se impune acel bărbat în fața lor. Și nu neapărat toți trebuie să fie foarte masculin, alte femei o să preferă o atitudine mai efeminată a unui domn. Pentru că ele vor să preia controlul și atunci aici variază ce așteptări are fiecare. Dar mai degrabă femeile sau bărbații se îndrăgostesc de chipuri? Nu pot să spun. Aș greși să numesc o parte sau cealaltă. Nu pot să știu asta. Prefer să spun că nu știu. Există oameni cu 1000 de chipuri, Soada? Da. Da, există. Un chip pentru fiecare om se numește. Da? Un chip, am un chip, așa spun unii, pentru fiecare om pe care îl voi întâlni. Și ăștia sunt oamenii empatici, cei care reușesc să-i... Sunt cameleonici. Sunt cameleonici. Da, empatic, da, dar își dozează foarte bine acea empatie, folosind mentalul într-o manieră în care să-și atingă un scop. Pentru că dacă era doar empatic, plângea cu un ochi, râdea cu celălalt și atâta tot. Cu 1000 de fețe era așa. Dar când e integrată și partea mentală, sau zic așa, logică și are și o intenție anume, da. Uite, de exemplu, să zic așa, că să fi fost un om cu 1000 de chipuri, intru în starea ta, dar dacă vreau să te conduc într-o direcție, atunci trebuie să-mi folosesc un pic mentalitatea pe care o am, să știu cum anume și ce anume am de făcut cu tine în acest moment. Și cum reușim, așa, la o simplă scanare, ca să închidem subiectul ăsta, să nu judecăm chipul celui din fața noastră după chipul și asemănarea noastră și după baza noastră de date, cum reușim să trecem de la judecată la analiză? La ce ar trebui să fim atenți? Poate nu e cea mai bună metodă, dar e la îndemâna oricui. Acesta indiferent de gradul lui de dezvoltare, să zic așa, personală pe care o are vis-a-vis de oameni. Oricât de tare ai detesta ființa umană sau nu ți-ar plăcea, să luăm pe cei care nu suportă deloc oamenii, gândește-te așa că ce poți să pierzi ceva ce n-ai avut vreodată? Adică nu l-ai avut pe omul respectiv. Tu oricum îi spui la revedere, dar dă-i o șansă acelui om
să vină mai aproape de tine, să-l cunoști, pentru că s-ar putea undeva tu să-i fii lui de folos și mai ales el ție, pentru cei care sunt în categoria respectivă. Și dacă vrei să-l evaluezi pe un om dincolo de judecata respectivă, intrând în analiză, măsoară-i privirea și vocea. Astea două lucruri ar trebui să-ți fie suficiente, să alegi ori una, ori cealaltă, ceva ce să te atragă mai mult, să spui da. Uite, nu-mi place privirea, dar mă încântă vocea. Vor spune oamenii, dar dacă nici una, nici alta. E, uite, dă-ți o șansă să găsești ceva bun și ceva mai puțin bun în acel om. Uh-huh. Adică să fii curios. Omul îi trebuie să-i faci poftă, în general, în viață. Nu să-l convingi de ceva. Și dacă n-ai o poftă, măcar să descoperi cu cine te-ai întâlnit și ce poate să-ți aducă nou în viață, atunci n-are sens să te conving eu, care sunt Sua Dagaki. Dar cei care au, în general, dorința de a cunoaște un om și de a trece de prejudecățile în funcție de istoricul lor sau felul în care arată acel om, să se gândească că există acolo un sens pentru omul respectiv. În lumea asta respiră și nu degeaba face umbră și nu degeaba respiră și dacă a apărut în fața ta, a apărut cu un scop. Descoperă-l tu să vezi care e. Poate să înțelegi ceva, poate să dezguste ceva sau din contră să te încânte atât de mult acea interacțiune încât să spui, băi, uite, a meritat să dau măcar o șansă unui om să mă apropii de el. Unde se vede pe chip minciuna? Oi, prima oară. Zic eu. Sau manipularea, sau interesul ascuns, nu ascuns, meschin. Noi cu toții vedem că celălalt ne minte și tu mă minți acum, Morar, Mihai. Și eu, Agaki, te mint pe tine, Soada. Ne mințim în fiecare clipă, dar știi care e problema? Că ne dorim să fim mințiți frumos, ca să ne simțim bine. Aha. Și știm că celălalt ne minte, nu vorbim de cazuri așa foarte speciale în care vrem să descoperim o minciună adâncă, să ne verificăm noi o bănuială. Dar nu ne dorim altceva decât să fim mințiți frumos. Și eu te mint acum cu foarte multe lucruri non-verbal, mă refer. Poate felul în care stau, poate că vreau să stau nu știu cum, poate că aș vrea să respir, poate aș vrea să beau apă. Adică în sensul ăsta zic că eu te mint pe tine și tu probabil îți dai seama și eu îmi dau seama că tu ai fi vrut poate să faci altceva, o pauză sau să ieși afară sau să te duci să tragi aer. Adică ne mințim într-una, dar nu ăsta e scopul, să descoperi un om de care te minte. Că dacă vrei astăzi e ușor cu orice fel de tehnologie, nu mai e nevoie. Și ne interesează măcar să ne mintă frumos. Dacă adevăr nu poate să fie în fața noastră, măcar o minciună bine spusă. Uite, îți spun o parabolă foarte faină, dacă o știi sau nu. Te rog. Adevărul și cu minciuna se plimbau așa prin lume și se plimbau. Și adevărul era îmbrăcat în negru, complet. Iar minciuna era frumos colorată, așa, îmbrăcată, ca o rază de soare, ca și natura toată. Și se plimbau prin lume. Și la un moment dat, când te uitai așa cumva la cele două entități, vedeai că toată lumea stătea de vorbă cu minciuna. Toată lumea era aproape acolo de minciună. Și lângă adevăr, aproape nimeni nu se apropia. Și la un moment dat vine așa trist adevărul lângă minciună și spune, uite, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu mine, numai cu tine lumea stă de vorbă. Și spune, da, pentru că eu înfrumusețez orice lucru, spun altfel, uite, așa sunt colorată în cuvinte. Și s-a făcut milă minciunii de adevăr și am promutat hainele pentru o perioadă. Și se spune că de atunci și până astăzi, cele mai mari adevăruri sunt spuse în parabole. Altfel, poate cu acel tip de menajament. Pentru că adevărul e întotdeauna greu de spus fără. Trebuie să înțelegem ambalaj. Că e un adevăr al nostru. Eu am adevărul meu, nu neapărat trebuie să fie și al tău. Nu deținem adevărul absolut, pentru că nu avem de unde să știm care e adevărul absolut. Ăla neutru aici între noi doi. Eu o să am adevărul meu în funcție de experiența mea, de nevoile mele, de ce am înțeles, de credințele pe care le-am, iar tot să vii cu adevărul tău până aici. Noi doi o să ajungem să ne suprapunem sau să zic așa, să ne unim sau să ne atragem ca oameni în momentul când rezonează o bucățică din adevărul meu ca tău și asta se întâmplă doar dacă am trecut prin aceeași experiență. Dacă n-am trecut prin aceleași experiențe, uite, eu pot să spun de 1000 de ori cât de mult înseamnă oamenii respectiv pentru mine și ceilalți zic că nu e așa, că sunt așa și atunci ne separă. Adevărurile noastre ne separă, nu minciunile. Minciunile ne apropie și nu promovezi minciuna, ci încerci să-i fac pe oameni să înțeleagă și simplu fapt de a îmbrăca tot într-o parabolă, de a te apropia de celălalt, ratezi până la urmă experiența reală.
Și asta zic că asta ne apropie, felul în care îl măgulești pe celălalt, ce bine îmi pare că ai venit și eu mă bucur la fel, poate să existe și adevăr. Dar ce-ar fi să spunem așa unul altora la un moment dat în față? Uite, eu sunt obosit acum, chiar nu sunt bine. Sau uite, mi-era dor de tine. Mm-hmm. Oamenii spun mai repede lucrurile care, la care, nu știu, cumva nu sunt bune din viața lor. Dar foarte greu astăzi ajungi să spui lucrurile care te bucură. Știi de ce? Pentru că e bine să-ți găsești astăzi oameni nu pe umărul cărora să plângi, ci cu care să te bucuri. Azi nu mai e cu cine să te bucuri. Pentru că nu știi dacă naști invidie, dacă naști frustrare în celălalt. Și e bine să-ți găsești odată prieteni cu aceleași tulburări psihice ca ale tale și doi oameni cu care să te bucuri. Soada, există... Minciuna are microexpresii ale feței sau sunt expresii ale feței? Cum? Există pe partea de limbaj non-verbal și microexpresie un tip de analiză. Și pe partea de fizionomie sau analiza trăsăturilor faciale, predispoziția acută. Adică se vede că e un om care s-a născut să inventeze orice scoate prin toți porii săi și altul este unul care prin microexpresii sau felul în care își modifică musculatura și limbajul non-verbal ajunge în acel context să mintă. Și atunci se vede dacă îi tremură buza de sus, dacă vorbim de limbaj non-verbal. Dar trebuie aici evaluată... Asta e microexpresie. Microexpresiile faciale și limbajul non-verbal trebuie evaluat în funcție de climă, de sex, de context, de discuția care s-a purtat, adică trebuie să ții cont de un ansamblu întreg ca să evaluezi corect o minciună spusă în acest moment versus să studiezi fizionomia sau chipul static așa cum este el ca să vezi dacă există în el potențial mare, cu grad ridicat de a inventa într-una sau din contră foarte scăzut. Asta ajută pe de o parte să cunoști trăsăturile faciale ca să vezi potențial de criminal, potențial de mincinos sau de actor sau abuzator. De chirurg, abuzator, evident. Și alta e când omul pe moment ajunge cumva să fie într-un context anume. Și atunci sunt două laturi total diferite ca și studii, dar care se completează irreversibil. Pentru că e ca și cum ai cumpăra un televizor, da, de o anumită marcă și e stins. Fizionomia asta înseamnă, tu le evaluezi, știi clar cam ce an a fost făcut, ce poate el să facă, citești manualul de instrucțiuni, cunoști ce poate el să facă, care-i potențialul său. În momentul când îi dai curent, tu îl analizezi acel televizor după felul în care se manifestă și atunci tu spui îmi place sau nu-mi place, e mincinos sau nu e mincinos televizorul. Așa e și cu chipul analizat după microexpresii și limbaj non-verbal. Te uiți să vezi dacă tot ceea ce el are ca potențial manifestă sau nu. Și nu e neapărat nevoie să manifeste, poți să îi le declanșezi. Poate să am avut oameni, clienți care îmi spuneau, niciodată nu o să-mi bat soția, niciodată nu o să dau în ea. Și vedeam pe chipul său că are grad înalt, ridicat de violență și agresivitate. Foarte mare. Și unde dar a se trăit vede într-un asta? Cont. Sunt trăsături specifice. De exemplu, oasele foarte proeminente ale frunții aici, ieșite foarte tare în afară. Așa. Mandibula maxilară bine creionat, un nas care este foarte lăsat, filtrumul foarte îngust, buzele sunt săpate sau fără, să zic așa, doar conturul se mai observă acolo. Pomeții foarte tare ieșiți în afară, osoși. Adică sunt foarte multe lucruri care se iau în considerare nu doar după o singură trăsătură. Și atunci omul avea grad înalt ridicat de violență și agresivitate. A trăit până atunci într-un context în care nu au fost evenimente care să-i declanșeze, deși era eprubeta, cum zic eu, a potențialului la maxim. Aha. Și am spus într-un fel sau altul când veni să se analizeze chipul, zic, vezi că ai grad ridicat de... Ai grijă în ce context te bagi sau unde intri, pentru că nu o să ai mult timp la dispoziție să evaluezi. Mai ales în raport cu soția lui nouă. Și n-au trecut nici 6 luni când m-a sunat el și am zis, am băgat-o și în spital. Nu m-am gândit vreodată că am să reușesc să fac așa ceva. Și n-a fost mult să-mi spună câteva cuvinte și am luat-o deja în altă direcție. Și deja i-a fost teamă. Păi sunt oameni care merg, de exemplu, pe stradă, cum noi pe stradă, cum era înainte și alegeai o manechină și spunea după chip și după alură, tu ai un trup foarte bine, nu știu, creionat să devii un model. E, la fel se caută după chip, ca și potențial, așa și tu rămâneai impresionată, vai, eu pot să fiu un manechin. După chip, uite, să te trimitem în război. Și tu poți să fii un, nu știu, un om care vinde la un magazin. Eu să mă duc în război, știu... Omul respectiv, da, tu ai calități de războinic, poți să
tai așa foarte rapid gâtul cuiva. Și asta înseamnă să iei un om să-i hrănești potențialul, că își ratează mulți oameni, mult timp, ceea ce au în ei înzestrat. În cazul de față, nu invit să fie omul trimis să facă asta, dar poate să-și canalizeze în altă parte, pentru că foarte ușor poate să facă un act necugetat. Deci, chipul nostru, pe chipul nostru se citește o predispoziție. Exact. Da, suntem predispuși la a fi criminali în serie, abuzatori, ca să vorbesc despre lucrurile negative. Pe chipul, cât de mult se poate citi pe chipul nostru? Adică cât de departe? Omul ăsta va salva, nu știu, lumea. Poți să citești asta pe chipul unui om? Uite, dacă a mai rămas un lucru care e deranjant pentru un om care știe să vadă dincolo, prin trăsăturile respective, este când își ratează, deși nu ești Dumnezeu și știe mai bine ce planuri are cu acel om, își ratează calitățile, să le numesc așa. Adică văd, până la urmă, când stau la masă, uite, îți dau un exemplu, la un restaurant, o ospătară cu toate trăsăturile posibile și imposibile pe el, să devină, un conducător, un lider, un afacerist, poate chiar, și un mafiot în sensul ăla, mai negativ, și îl văd acolo cum stă și suferă sau, din contră, e liniștit. Și acum apare întrebarea. Ce bine e când întâlnești un om care cu trăsături agresive sau dure sau care ar putea nimici o lume întreagă, totuși îl păstrează cumva viața într-un domeniu unde îl ține la foc mic. Nu-și dă seama, nu știe încă. Și ce tristă devine viața când vezi un om care atât de multe calități, vezi atât de multe în el, știi că ar putea să mute mulți din loc, se vede că și el își dorește și nu știi cum să faci să îi dai drumul, să-și dea jos toată armura respectivă. Dar tu le mai spui oamenilor adevărul? Da, le zic și aici va trebui să am eu, pentru că sunt tânără încă și evident că mai am de învățat. Trebuie să învăț să le spun așa adevărul în parabole. Să-l îmbraci frumos. Să-l îmbrac în maniera în care omul poate tolera. Adică știm cum e adevărul, e ca și lumina asta, dacă mi-a prins brusc așa în ochi, o să orbesc sau nu mai văd bine. Așa e și cu adevărul spus în fața acelui om. Trebuie să-i aprinzi în cer lumina, că altfel nu înțelege, bâșbuie chiar și în propriul său întuneric sau în marea lumină care tu i-ai adus-o poate în acel moment. Dar predispoziția asta de pe chip se poate citi imediat după naștere sau ea se dezvoltă, se schimbă odată cu... Da, citești chipul, dar citești alte trăsături, de exemplu nuanța pielii acelui nou născut, nu imediat, după ce trec anumite ore, mâinile. Și nu mă refer la chiromanție, ci la forma degetelor, la trupul său, la felul în care are acea, să zic, cât de translucid este pielea respectivă a întregului corp, a nou născutului sau altfel structurat, lobul urechii și urechea în sine. Și helixul se studiază la un nou născut pentru că urechea reprezintă copilul în miniatură. În metafizica chinezească și în vindecările lor se numesc așa, doar urechea conține 100 de puncte importante ca să vindeci un om și atunci lobul urechii reprezintă capul și tot trupul cum stă, exact copilul cum stă în burta mamei, așa arată urechea. Și dacă te uiți la urechea nou-născutului și felul în care este formată deja, poți să-ți dai seama cam cum i-a fost viața intrauterină sau felul în care el își va dezvolta, atenție, structura sau puterea sa fizică și mentală, pentru că se vede în ureche, pe ureche. Deci pe chipul unui om citești deopotrivă trecutul, da, starea prezentului, da, și potențialul. Și viitorul. Nu viitorul, potențialul. Potențialul. Dar nu-i văd viitorul. Ci ceea ce ar putea să fie. Ce ar putea să fie. Există o parte în citirea chipului, dar pe aceea nu am căutat să o dezvolt, nici nu caut. Dar se mai întâmplă să-ți dai seama și fără să vrei, mai ales cu oamenii pe care îi vezi mai des. Sau cei care lucrează în spitale ca asistenți la oamenii care sunt în ultimul stadiu al vieții. Mai poți să vezi cumva umbra morții care se apropie de chipul unui om. Chiar dacă e sănătos. Chiar dacă totul e bine. E ceva care se vede în privirea celui om, atenție, nu în aură sau în alte lucruri. În privirea lui, până și în murmurul glasului pe care îl auzi, sunt
chestiuni, uite, sunt asistente medici care zic totul e bine, erau bune analizele, dar până și asistenta a experimentat așa la nivelul acela doar de a îngriji un om bolnav, îți vine și spune, nu cred că mai are mult. Nu știu de ce, dar zic că nu cred că mai are mult. E din experiența pe care o are. Și astfel de experiență eu nu vreau să o dobândesc, pentru că nu ajută, consider cu nimic, să-i spui omului din fața ta cât mai are. Pentru că ar trebui fiecare dintre noi să ne educăm, să trăim fiecare clipă, nu ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi prima. Pentru că toți murim odată, dar nu toți trăim în viața asta, știi? Cum e, băieți, greu de dus episodul ăsta, nu? Deci, practic, nu o să te întreb, că vorbeam înainte de înregistrare, că toată lumea te sună să și-ți pune o poză și zice cine va fi următorul președinte al României sau are față de președinte sau așa. Dar există, crezi în selectarea numelor care, nu știu, candidează pentru o funcție atât de înaltă, există astfel de filtre până la nominalizarea unor persoane? Toți oamenii pe care voi vedeți. Așa. O să zic doar cred, nu știu, că dacă zic știu, va trebui să demonstrez și n-am chef. Așa. Toți oamenii pe care îi vedeți, așa, în prim plan, se numesc avataruri. Nu avem conducători sau lideri în adevăratul sens al cuvântului, cred. Așa. Pentru că ar fi trebuit altfel. E ca și cum ai pune ca să o împachetezi altfel. Uite, tu ai o firmă, da? Ai muncit la ea 4 ani. Ai mai stat încă 4 ani și încă 4 ani și așa. Și vrei să pui și tu pe cineva cap acolo ca să se ocupe de firma respectivă. Așa, dintr-o dată. E greu, domnule, să lași așa pe mâna cuiva totul. N-ai cum, că ăla nu are experiența firmei, trebuie să treacă, trebuie să te an la rând pe lângă tine, știi? Și atunci nu-ți rămâne decât să-i șoptești așa cumva din când în când, îi trimiți mesaje pe tot, vezi că trebuie să faci aia și aia, ca să nu faci greșeli, că tu n-ai experiența necesară, oricât ai fi citit și ai fi studiat. Și atunci n-ai cum. Uite, orice fel de, la micro, la nivel micro, de firmă, de antreprenoriat, cât de mic să ai tu ceva, ai să vezi că nu poți să lași pe mâna altcuiva. Și atunci gândește la nivel de macro, țară întreagă, să lași pe mâna unui om, toată țara, uite așa, 4 ani măcar. N-ai cum, se numesc avataruri, cred. Interesant. Și avatarul interesant trebuie asta. Să fie evident cu un chip și cu un comportament și cu tot ce trebuie și să poată face ceea ce îi spui să faci. Bine, cred. O să te întreb altfel. Tu care ai studiat atât, practic ți-ai dedicat viața acestui studiu, da, de la 19 ani. Da. Când mergi să votezi pe cineva, te uiți la chipul lui? Mă uit. Sau la ceea ce spune, sau la ceea ce... Per total mă uit. Nu doar la chip. Eu când spun chip, nu mă refer doar la fața respectivă ca și la o poză. Când spun chip, că de-aia nu spun față. Corect. Chip e tot ce poate fi acel om. Prin toate modurile, non-verbal, microexpresii, faciale, de unde și expresia, lui, în fel și chip. În fel și chip. Apropo de lideri, într-o carte veche de tehnici de citire a chipului chinezească, scria în felul următor. Chipul unui adevărat conducător sau lider este acel chip care se observă în popor. Felul în care e poporul respectiv se vede în lider și liderul se observă în popor. Și există un portret robot al românului? Da. Putem să-l facem la nivel așa rapid. Rapid. Cam cum ar... Care e chipul românului? Trăsături vrei sau... Trăsăturile... Dar oamenii nu știu ce înseamnă. O să le fac așa rapid. Da. Ochii așa cumva întredeschiși sus... Dar jos sunt foarte larg deschiși. Adică de sentimental. Adică sunt sentimental. Vreau să simt, să trăiesc, am mult umor. Chiar și negru, nu contează, că așa trecem noi cu toții, peste toate, bune sau rele, dar îmi păstrez așa oarecare demnitate și țin și pentru mine cât aș vrea să fac, dar totuși tac. Am buzele, să zic așa, pline de generozitate, că sunt cărnoase, într-o paranteză, buzele pline și cărnoase denotă generozitate, dar mai mușc așa din când în când din ele, pentru că nu știu dacă atunci când dau, am să și primesc ce ofer.
Obrajii îmi sunt așa mari și cărnoși și rumeni, cum e în Maramureș, cum e peste tot în Moldova sau în Banat. Dar uneori așa vor fi trași la față și sub, pentru că oamenii, noi, trăim și o mare tristețe, pentru că ne e teamă să ne bucurăm, pentru că nu se știe când vine rău. Avem și nasul ușor în vânt, care înseamnă irosirea energiei și a informațiilor versus un ion care l-are așa mai jos în lăsat, fizionomic, pentru că ne place să spunem multe și să avem un copil acolo de care depinde într-un fel sau altul de cineva. Deși ne-ar plăcea cumva să fim atot știutori și stăpâni pe noi, dar cumva ridicăm nasul mai mult decât și demonstrăm. Gâtul este lung, subțire și plăpând ca la o lebădă, pentru că e ușor așa să-l răsucești ca să cauți soluții. Dar, de fapt, ne-am dorit pur și simplu să ne căutăm o altă lebădă cu care să trăim o dragoste, pentru că noi suntem veșnic îndrăgostiți. Și de aceea avem și căderi dintre acelea care ne dor. Și aș putea continua, așa, în super versuri. Portretul robot al poporului român, doamnelor și domnilor, cu Soada Agachi. Practic, chipul românului. Foarte interesantă. Foarte interesantă. Dar asta mi-a venit așa, pe nepregătite. Că da, cam așa e. Da, da. Dacă și cunoști, da, am făcut o mică paralelă, înțelegi. Mă rog, ca să intrați mai mult în cunoașterea despre care vorbește Soada, există cartea asta pe care a scos-o în regie proprie, Tehnici de citire a chipului. Ce înseamnă i se citea tristețea pe chip? Care e microexpresia sau care e expresia asta a feței? Aia microexpresia sau expresia știm cu toții când avem o față așa căzută. Trist. Deși tristețea poate fi mascată sub un zâmbet, mai ales depresia. De foarte multe ori. Da. Și chiar un om care are un zâmbet lipit așa pe față, cum avea, de exemplu, Robbie Williams sau sunt câțiva, care zâmbesc așa tot timpul. Robin Williams. Da. Și zâmbesc așa tot timpul și au cumva așa o, ca o, nu ca o veselie în ochi, o căutare. Îi se numește căutare, expresia acelei priviri. Trăiesc o tristețe adâncă în suflet. Iar legat de trăsături faciale specifice, era un om cu potențial care ar putea să aibă, în general, așa o stare mai bacoviană, să o numesc, așa, va avea întotdeauna ochii foarte tare băgați în cap, adică nu are ochii bulbucați, iar spațiul dintre sprâncene și ochi este mai îngust, nu există așa mare spațiu și gura este, în general, mai micuță. Dacă vrei așa un chip, dar nu neapărat omul a fost trist, ca să le fac oamenilor un portret robot, dacă știu cum arăta chipul părintelui Arsenie Boca, dar în sens de a trăi tristețea ca și formă de profunzime, să intri în tine, să simți durerea lumii în sine. Și atunci, genul acela de chip, mai ales dacă e vorba de bărbați, femei care întâlnesc astfel de domn cu trăsături asemănătoare, nu se semene cu el, vor trăi cumva lângă un om care simte durerea și tristețea. Dar nu neapărat e rea ideea de a simți tristețea. Pentru că doar ea te poate face să creezi. Când ești vesel, când ești bucuros, n-ai cum să ai momentul tău de creație sublimă, în sens de poezie sau în sens de trăire. Doar în tristețe sau în nostalgie poți să scrii din suflet sau să, nu știu, transmiți ceva din suflet. Și atunci sunt oameni care păstrează această stare a tristeții, de multe ori pentru că le e teamă de a simți cu totul și cu totul altceva. Omul e obișnuit atât de mult cu propria sa suferință încât nu cunoaște. Și dacă îl scoți din ea, vrea să-l lași acolo. Își dorește să-l lași acolo. E mai bine cu suferința aia pentru că se simte în viață. Încă mai are simțurile active. Cred că ești al N-ulea invitat care spune lucrul ăsta și îmi dau seama că deși cu toții cunoaștem, dar vrei să spun de ce? Nu putem să ieșim din asta. Și de ce nu ieșim? Noi nu știm cum să ne bucurăm. Uite, îți dau un exemplu. Așa. Duci, faci 4 ani de facultate, alții fac 6 ani. Și în sfârșit ai luat, te duci, nu știu, nota.
tu nu știi ca om cum să te bucuri. N-ai un exemplu clar cum arată bucuria susținută. Am luat examenul, pentru că nu ai exemplu, n-am văzut. E ca și cum ai zice, ai văzut vreodată un elefant care zboară. N-ai văzut niciodată, ți imaginezi. La fel, omul care să se bucure, să are stare perpetuă de bucurie, ori îl numești nebun, ori, nu știu, a băut, dar nu ai cum să ai exemple de oameni bucuroși. Există o legendă care spune în felul următor, știi de ce oamenii mor? Pentru că i-au văzut pe alții că mor. Altfel poate n-ar muri. E o legendă. Dar legat de bucurie, de suferință, ca să îmi continui ideea față de ea, N care au venit, că vrem să rămânem, nimeni nu vrea să rămână în suferință, dar nici nu știm cum să manifestăm bucuria. Omul când se bucură, vei vedea că se distruge. El nu cunoaște mecanisme prin care să-și arate bucuria decât distrugându-și de multe ori sănătatea sau viața, pentru că te duci, poate te îmbezi 2-3 nopți. Eu știu, ai luat examenul, te-ai căsătorit, de obicei distrugi ceva. Pentru că nu cunoști modalități de a te bucura. N-ai cum, n-ai de unde. Da, dar pe de altă parte, nu neapărat a nu trăi în suferință și a trăi în bucurie, dar a trăi într-o homeostazie, așa, într-un echilibru. Echilibrul care... găsești când te duci, uite, în hău așa? Și în rai. Dar când vrei să urci în rai, nu găsești. Echilibrul găsești când te duci în extreme. În extremele tale, când mă duc în extremele mele. Așa găsești un echilibru. Toată viața noi găsim un echilibru când călcăm mai la stânga, mai la dreapta. Omul în echilibru nu înseamnă că toată viața stă așa zen. Eu sunt în echilibru. De ce? Pentru că singura constantă, Mihai, în viața asta este schimbarea. Și așa cum schimbarea e în schimbare și echilibrul tău se clatină. Și atunci va trebui să cazi, să te duci, să te mai și bucuri, dar omul a rămas așa. În dezechilibru, stă în tristețe sau în suferință pentru că, repet, nu are modele de cum arată un om care se bucură zilnic. Ce faci? Ai luat examenul sau te-ai căsătorit, ce faci? Mergi luna de miere, numeri banii să vezi cât ți-ai făcut, vii acasă, faci copil, mai departe ce mai facem? Nu știu, cumpărăm o casă, facem rate și după aceea ce mai facem? Mergem și călătorim lumea, de în toată lumea. Ai văzut tu vreunul care a ajuns celebru, mare, să nu ajungă să fi făcut toate și să nu se distrugă? Mai sunt. Câțiva. Da. Câțiva. Trebuie să ne uităm la ea atunci, să luăm exemplu cum a reușit totul să rămână sănătos, să aibă încă totul și, nu știu, să nu-l vezi că suferă în ascuns. Citeam povestea acum câteva zile, povestea fondatorului, ai purtat vreodată UGG-uri? Nu. Dar le știi. Da, ce le știu, știu, știu cum arată. Știu. Urâte. Da. Urâte, hai că sunt urâți. Cum să zic. Așa să-și numesc, da. Ugly, nu? Ugly Boots sau cum. Fondatorul GG-ului, care are o vârstă venerabilă, a vândut afacerea, a ieșit cu totul și din partea executivă a companiei și visul lui era să colinde lumea. S-a dus la soția acasă, i-a zis că a vândut, soția s-a bucurat foarte mult, în sfârșit o să-l am doar pentru mine și a zis că visul lui este să colinde lumea. Ăla a fost momentul când au divorțat, pentru că nevastă s-a zis că ea vrea să stea pe acasă, el a vrut să se plimbe peste tot prin lume, s-au despărțit fericiți și omul mi s-a părut mega fericit. Pe asta zic că nu, pentru noi poate să însemne că e un insucces ca divorța sau o fi trăind o nefericire, dar tu trebuie să te uiți la ei doi, s-au despărțit fericiți, sunt mai bine, așa, până acolo a fost iubirea lor de doar dacă. De-aia zic că este astăzi doar iubire de doar dacă, te iubesc doar dacă, adică până aici. Pot să te iubesc, mai departe nu am în mine de unde să scot mai mult sau să pot tolera și atunci până acolo a durat iubirea lor. Și atunci noi poate îi compătimim de ei dacă s-au despărțit, ok, era foarte bine așa, au trăit mai departe până adânci. De-aia noi suntem poveștile astea cu basme, ce au făcut după ce au trăit fericiți până adânci bătrâneți. Și acum să ne întoarcem la chipurile noastre. Am vorbit despre treaba asta, ce înseamnă să îi se citească tristețea pe chip, dar noi mai avem și expresia asta, refrenul ăsta. Fericirea are chipul tău, luminat de dragoste mereu, nu? Așa era cântecul. Sunt și foarte poetic. Ce înseamnă să ți se citească fericirea pe chip? Hai să luăm începutul. Fericirea are chipul tău. Uh-huh. Adică eu mi-am găsit fericirea în tot ce ești tu ca om. Asta înseamnă are chipul greșit. Tău. Nu, e perfect. Adică tu nu trebuie să fii un om fericit ca să fii tu fericirea mea, să aibă chipul. Păi da, dar eu sunt dependent de chipul tău, practic. Da. Dacă chipul tău nu mai e, eu nu mai sunt fericit. Da, dar nu în sensul ăsta, adică tu nu trebuie să arăți fericit la față ca să numim mai departe că fericirea are chipul tău.
în sensul ăsta zic. Tu poți să fii omul vieții mele, să fii chipul fericirii mele exact așa cum ești, poate mai căzut, poate într-un moment în viața ta în care te cauți încă. Dar cum arată chipul fericirii? Ai, Doamne, dacă aș putea să-l desenez, ar fi perfect, dar probabil că am să-l desenez într-o bună zi. Uite, că prea mult se dau exemple cu copiii mici. Ai văzut vreodată un bătrân care stă undeva așa departe, nevizitat de mult, n-a mai trecut nimeni niciodată pe la el și a apărut dintr-o dată un om în fața lui și atât de luminos la față și are privirea atât de... Și lacrimile alea care le are acolo, care încă și le ține, aia așa arată bucuria unui om. Când prin toți porii emană o deschidere și o, nu știu, o dărnicie incomensurabilă. Uh-huh. Care sunt expresiile fericirii? Cum le vedem pe chipul oamenilor? Odată ochii se aprind mai tare, adică lumina este mult mai puternică în privirea acelui om. Nu are, e ca un bec, de exemplu, în privirea unui om se observă când s-a stins ceva. Uh-huh. Nu mai e prezent acolo, fie se gândește, fie poți să asociezi acea privire și cu ideea de deconectare de la prezent. Cu alte cuvinte, putem concretiza așa, ca într-o scurtă paranteză, că fericirea înseamnă prezent. Pentru că noi rămânem tot timpul în trecut și căutăm să le remodelăm, să le reașezăm, să le reclădim, să le înțelegem și ratăm prezentul, care nu știm cum e, decât probabil o continuă fericire. Și viitorul la fel, care de fapt am putea și pe acela să-l luăm ca și o tristețe sau o nostalgie sau o așteptare. Dar, în primul rând, lumina din privire. Și atât. Pentru că restul feței nu mai contează. Și oamenii care sunt, de exemplu, nu mai au privire. I-au privat viața de privire, adică sunt orbi și nu mai văd. Glasul pe care l-au, nu vocea, glasul pe care l-au... Glasul însemnând tonul sau... Uite, e frumos. Mai mult de atât. Glasul tău, îl ador. Îți ador glasul, adică toată muzicalitatea... Uh-huh. Frecvențele, toate... Toate, variațiunile vocii, volumul pe care îl are... absolut toată muzicalitatea putem numi glas. Vocea e sau sunetul pe care o l-am scos. Exact. Și atunci glasul acelui om poate să vorbească foarte mult despre nivelul său de bucurie pe care l-are. Și cu cât e mai multă muzică în vocea unui om, cu atât mai multă bucurie poate trăi sau poate manifesta sau se poate detașa. Zorba Grecu, cred că este un, din filmul Zorba Grecu, este un personaj care poate să arate clar cum arată bucuria unui om. Exact așa făcea acel om, pentru că acel film e simbolic. Celălalt domn, pentru cei care s-au uitat, dacă nu se uită la filmul Zorba Grecu sau să citească acea carte, unul era cărturar, care venise, iar Zorba era din viață. Cărturarul era, de fapt, simbolistica minții noastre, exact. Și celălalt era inima. Și sunt secvențe în care spune, de ce ai încredere în mine? Îl întreabă inima sau Zorba pe cărturar. Și zice, pentru că am și atât. N-ar trebui să ai, spune. Zice, ba da, vreau să am și încredere în tine. Și atunci face Zorba ce vrea mai departe, chiar dacă va fi un dezastru la final, dansează și la final scena respectivă în care cei doi dansează înseamnă că mintea și cu inima s-au luat împreună și au dansat în ciuda dezastrului care s-a întâmplat. Și asta înseamnă să întâlnească și cei doi din noi. Căsătoria adevărată înseamnă o căsătorie dintre minte și inima noastră. Până nu s-au căsătorit astea două concepte din noi, nu poate să funcționeze o căsătorie nici cu un soț sau cu o soție, nici cu firma, nici cu un popor întreg. Dar când nu te pui de acord, când inima urcă în creier și creierul ia locul inimii, nu, cele două luni trebuie să se pună de acord. Bine, problema cea mare în căsătoria asta este atunci când există popoare, cum e poporul român, care are mai multe inimă decât minte, sau popoare care, dimpotrivă, au mai multă minte decât inimă. Acolo e foarte greu. Poți să te contrazic un pic? Te rog. Știi, o românul, dacă n-ar avea minte, nu s-ar descurca, atenție. Descurca, dar noi avem mintea de pe urmă. Nu s-ar descurca atât de bine și nu ar fi atât de multilateral, dezvoltat, funcțional în diverse zone ale lumii astea. Pentru că dacă e un alt popor să-l aduci, să-l muți așa de colo-colo, să fie din toate, nu poate. E cam limitat. Pentru că e ori foarte logic, ori din alte popoare, unde sunt foarte emoțional și așa,
iarăși poți spui că e fără minte, că e multă inimă. Dar eu zic că la noi e așa un fel de întâlnire între minte și inimă, doar că e un conflict. Când are românul mintea, așa, chiar și pe cea de pe urmă, să o numim, inima lui atunci își găsește să iubească sau să nu mai facă, adică nu mai termină ce a început. Ba, altă dată când are prea multă inimă și s-a pus să iubească, mintea îi demonstrează că, uite, n-avea dreptate. Și apare acest conflict și invit românul să-și facă o nuntă aici, în suflet, între minte și inimă, că poate așa cumva va găsi mai multă forță. Despre asta e vorba, doar forță. Nu cred că ne lipsește foarte mult decât forță. Motivație avem, dar nu avem disciplină ca popor. Ne-ar ajuta foarte mult să furăm disciplina din alte popoare, să vedem mecanismele prin care alții se ridică. Și noi fiind așa cumva un amestec, că putem din toate și nimic concret, este și ăsta un avantaj. Fac o paranteză. Dacă se poate să le spui ascultătorilor podcastului, de unde vine numele tău? Soada. Eu sunt jumătate sârboaică, după mamă. De-aia am făcut paranteza aici, că vorbeam despre... După tată, sunt româncă. Și... Mama sârboaică. Mama e sârboaică, da. Și când m-am născut, mama a vrut să-mi dea numele, prenumele Adela. Cum de altfel în buletin este și Adela. Pe când tata, în acel moment, așa cumva în drum spre înregistrare, a zis, eu vreau să-i punem și numele Soada. Și maică-mea zice, de ce? Chiar dacă taică-miu fiind român, el iubea foarte mult muzica sârbească și atunci a zis, hai să-i punem numele Soada, că era în 85 o formație, Plavi Orchestra, îi spune, care cânta exact așa, se numea melodia, Soada. Uh-huh. Foarte faină melodia, chiar e una de petrecere, exact ca mine, de petrecere în viață. Și până la 18-19 ani m-au strigat Adela, da? Uh-huh. Eu Soada, știind că este nume sârbesc. Cu timpul am aflat de la soțul meu, care este numerolog cu ocazia asta, așa, și invit să își instaleze aplicația Secretul Numerelor, pentru că este unică în România. Făcută de Eduard Agachi. Și aplicație. Soțul tău, da, și o carte. Asta, care se numește Manual de Numerologie. Cartea, nu, e soț și soție, da, practic. Da. Are 900 de pagini, deci e destul de încărcată cu tot ce a venit el ca și metodă, dar și aplicația Secretul Numerelor este una care invit pe oameni dacă vor să aibă o rapiditate în tot ce înseamnă calcul. Și vorbind despre prenumele meu, el a căutat să vadă ce înseamnă Soada și a găsit că exista zeița Soadela, care înseamnă persoasiune și... Adică Soada și Adela. Adela. Da, Soadela exista, dar nu sunt o zeiță, până acolo n-am nevoie, că ar trebui să am adorator și nu-mi place. Așa, prefer să am cu cine să... Asta e cu cine în viața asta, e important. Și apoi am găsit că, de fapt, este nume arabesc, care înseamnă persoasiune, iarăși apărea acolo și fericire. Și m-am bucurat că, păcat, poate așa duc și o fericirea în sufletele oamenilor, făcându-i să înțeleagă că și cel de lângă tine are ceva bun. Cam ăsta e scopul final, să dai o șansă omului de lângă tine. Apropo de glas, mie plăcea foarte mult glasul ăsta al tău și aveam bănuiala că ai... neapărat accentul sârbesc, dar ai felul ăsta al sârbilor de a apăsa pe unele cuvinte, de a vorbi. Da, am în emisiune uneori și mă ascult pe mine, am așa o pornire și cu atâta patos vorbesc, pentru că așa e muzicalitatea. Da, e foarte fain, foarte muzical. E altfel, adică sunt persoane care poate să agreze, dar oameni care sunt mai sensibili să nu agreze, depinde și ce spui. Plus că până la 6 ani am vorbit doar limba sârbă, așa că am ratat puțin din gramatica limbii române, dar mă străduiesc să transmit mai mult decât să pot corecta ce mai am de corectat. Așa că, știi, zicea foarte bine Paulo Coelho că oamenii ar trebui să învețe limbajul universal, și anume limbajul inimii. Să vorbești din inimă. Și probabil când vorbesc și eu din inimă, vocea mea capătă glas. Acum, întorcându-ne la chipuri, e împărțirea asta. Există oameni frumoși și oameni urâți? Uite, Umberto Eco, un autor foarte cunoscut, a scris două cărți, Istoria frumosului și Istoria urâtului. Da. Nu există ideea de frumos și de urât. Punct. Și doi, la fel ca și cu mirosul, nu este miros plăcut și neplăcut. Nu există. În funcție de la miros, de experiența pe care tu ai avut-o, fiind memoria olfactivă cea mai pregnantă în ființa noastră umană, asocierea care s-a făcut cu anumit miros, indiferent care îl considerăm plăcut sau neplăcut,
pentru acel om personal îl va evalua diferit. Dovadă că multora dintre noi, cei care am crescut cu bunici la țară, ne place acum, la vârsta asta, mirosul bălegarului. Exact. Dacă le duc pe fetele mele crescute, născute la oraș și le expun la un astfel de miros, o să spună că este tămâia oribil. A fost cea mai, exact, tămâia a fost cel mai utilizat miros din toate timpurile. Tămâia, care fie se folosea în ritualuri de înmormântare și atunci unii au asociat în vremea respectivă ca fiind un miros nefast sau neplăcut, alții cu ideea de incantație, cu preoțimea, cu tot ce înseamnă conexiunea cu jertfa și atunci tămâia altădată a fost conectată cu ideea de divin. De aceea e cu dus întors la fel și cu frumusețea. Ceea, știi ce e frumos? Ce-ți place ție. E frumusețea, e cu ceea ce tu poți să consider a fi sau nu frumos. Și poate să se schimbe și asta. Sunt legende și povești, evident, care arată bărbați care au stat căsătoriți cu femei considerate urâte. Urâte, considerate în poporul lor, în societatea lor. Și un bărbat, chiar dacă o să spuneți că ne uităm la o femeie cât de frumoasă e și așa mai departe, poate să devină orb, ca să numesc exact așa în termeni, în fața unei femei care are farmec și mrejele ei. Pur și simplu nu-i mai vede trăsătura feței cât e de frumoasă sau urâtă, se bruiază. El nu mai poate avea claritate. De aceea un bărbat, întotdeauna, va fi atras de starea unei femei și femeia de mintea unui bărbat. Deci, bărbatul e atras de starea femeii, da. Femeia de mintea bărbatului. Lui. Și aici o zic că bărbați, starea, nu știu ce, că noi uităm întâi. Da, o să fie atras de ea pentru că bărbatul e iubitor de artă. E, dintre cele două sexe, bărbatul este cel mai mare adept, să zic așa, al contemplării artei. El stă așa, dar stă și se uită. Și se uită, că se uită pe el în ce se uită. Cătălina, așa se spune mai nou la lene, contemplare. Așa, se stă așa, fie că te uite, te duci la o petrecere unde cântă, nu știu, un mare muzicant. Ai să vezi că în clipa când își face numărul acel muzicant, chiar dacă femeia, nu știu, e încântată, bărbații se apropie și filmează. Ei stau, se uită, stau lângă omul respectiv, se apropie, vor să intre în fuziune cu arta aceea. Pe când femeia, ea este arta. Ea poate aprecia, dar nu poate să se scufunde în artă, fiindcă ea este arta. Și atunci, da, contează aspectul unei femei, pentru că știm odată că bărbații te studiază, intră așa în tine, dar poate să provoace imediat un palar vedere în momentul când ai starea necesară. Da, să zic, cartela de acces e fața ta, frumoasă în ochii lui, dar a rămâne acolo în camera vieții tale va conta felul în care tu ești, ce emani ca femeie. Iar pentru o femeie poți să fii tu frumușelul frumușeilor, tânăr și așa, pensat, epilat, toate ca și termină cu at la final. Dar dacă el nu are o minte, o minte în sens de așa cumva să-și dea seama de chestii, dar pentru asta trebuie să aibă în el activat un pic femeia din el. Orice femeie își dorește ca un bărbat să-și dea seama. De ce? De orice. Ea ar putea să-i spună în față, că sunt foarte mulți bărbați care mă întrebau, auzi, toate, de ce nu poate să-mi spună în față ce vrea? Odată că își pierde farmecul în fața ta, dar mai e un lucru, femeia își pierde respectul în fața unui bărbat instant, odată ce ajunge să-i spună ce vrea de la el. Nu-l mai vede bărbat. A, deci dorința femeii ca bărbatul să-și aducă aminte aniversării... Nu, să-și dea seama. Nu vrea să-și amintească, să-și dea seama. De fapt, partea feminină din bărbat asta. Da, da, aia așa cumva e mică și șmecheră. Trebuie să fie una mică și șmecheră, cum și într-o femeie trebuie să existe un băiețel mic și șmecher. Care să? Să se descurce. Când nu există un bărbat și în ea, în el trebuie să fie una mică și șmecheră ca să fie vigilent el. Pentru că orice femeie caută în privirea unui bărbat să vadă dacă are în el ceva... Își dă seama sau nu își dă seama? Uh-huh. Și am arătat fotografii în săl de curs cu privirea unui bărbat de la care știi stă așa, ca și cum știe tot, și cam în privirea acum, dacă nu... unui bărbat care are așa ochi de, nu știu, eman așa, inocență, bunătate, de el putea să fie foarte frumos. Și femeile alăgeau celălalt. Care? Cu ochii, cu privirea care emană, așa. Da. De ce? Că știe, pentru că o femeie se simte în siguranță când un bărbat are mintea vigilentă, când își dă seama imediat. E foarte atras. Pe când s-a făcut un studiu... Deci de-aia pe
coperta tuturor cărților vezi, mă rog, eroii cărților, mai ales astea biografice, stând așa și da, uitându-se căutător. Da, e o privire pătrunzătoare, ca și cum las că știu eu, dar nu-ți spun. Și o să spun acum, bărbații de femei le vor banii noștri. Chiar și pe unul care îl ia pentru bani, să-l luăm așa, de la zero, de fapt, ea este atrasă de simplu fapt că pe el a dus capul sau mintea cum să facă acei bani. Îl atrage mintea. O atrage mintea pe ea. Nu banul. Evident că banul. Dar dacă e să o luăm subtil, psihologic, adânc, o să zică bărbații, noi vrem femei frumoase și femeile o să zică, noi vrem un bărbat cu bani. Dar asta e de așa la suprafață pentru oamenii care nu se duc în psihologia subconștientului să vezi exact ce anume atrage pe unul și pe celălalt. De-aia un bărbat astăzi poate să joace rolul de om înstărit dacă știe să aibă în el această vigilență și să-și dea seama. Nu să aibă memorie, să-și dea seama. Să-și dea seama când ea e tristă, când nu-i combine ceva, când de fapt era ziua ei și tu ai ratat și îți dai seama și pe loc face reglaje. O femeie până în ultima secundă o să te ierte dacă ai fost vigilent bărbatul. Acum că tot am ajuns în zona asta a feminității, masculinității, am văzut că pregătești niște workshop-uri în București, în luna martie, Soada, și unul dintre ele se numește Femeia Alfa. Da. Asta e, femeia alfa este răspunsul la masculinitatea toxică, la feminizarea bărbaților, la... Este răspunsul la femeia, pentru femeia pe care unele femei care eu le consider alfa, da, nu doresc să le mai vadă victime. Eu nu sunt feministă, eu militez, dacă vrei, pentru echitate, pentru puterea unei femei, cu ce vine ea ca și aport. Și nu pentru a-i se recunoaște de către publicul masculin, ci încât ea să își demonstreze ei că, uite, poate. Sunt enorm de multe femei care depind de complimentele unui bărbat, își validează frumusețea în raport de felul în raportarea femeie-bărbat. Și atunci sunt foarte multe femei, cum se numesc așa, dependente de tot ce înseamnă un el. Fie se victimizează, fie nu se simt bine, nu se mai simt frumoase. Și atunci caut, prin acest concept femeia alfa, nu să merg către femeie să zic, tu n-ai nevoie de bărbat. Nu caut să o fac femelă, pentru că e o diferență dintre femela alfa și masculul alfa și femeia alfa și bărbatul alfa. Și femeia alfa este cea care abia așteaptă un bărbat în viața ei. Este caldă, este ok, pentru că toți bărbații, repet, caută o femeie care e fericită și tânjește să rămână cu acea femeie fericită pe care au întâlnit-o. Și atunci cade invers și arată nevoile. Și o femeie caută într-un bărbat bărbatul alfa, că el cu el bine, dar în fond și la urmă urme și arată după aia la final bărbatul masculul din el, că eu-s bărbat în casă. Și atunci femeia alfa astăzi, cumva, este foarte dorită de bărbați, dar a rămas încă în câteva femei și arhetipal. O să spună bărbații că acum vreau să promovăm o femeie cumva atot suficientă, da, în sens de eu pot să-mi câștig singur existența, să zic că vine o femeie așa către tine, Mihai, uite, eu am, ok, sunt stau bine în partea financiară, mă simt foarte bine și singură, adică n-am o problemă cu trecutul meu, m-am împăcat cu toate cele necesare și dacă vrei să intri în viața mea, eu vreau odată să începem să trăim viața. Eu vreau să știi că stau cu tine pentru că îmi placi ca bărbat, pentru că simt că ai ceva să-mi oferi, pentru că vreau să te venerez, să te admir, să te susțin. Nu vreau nici să mă crești pe mine, nici să-mi astup rănile și nici să-mi fii, nu știu, mentor. Eu vreau să încep odată să trăiesc viața. Știi cât de mulți oameni încă se pregătesc să trăiască viața? Facem grădiniță, terminăm, stai așa că ai școală, încep școala, termin școala, stai cam liceu, dar pe fiind liceu, după aia, stai că trebuie să fac facultate, faci și facultatea. Și după aia, stai că trebuie să mă căsătoresc, nu? Poate. După aia te căsătorești, după aia termin de căsătorit, faci copii, faci și copii și te întreb, vreau și eu să încep odată să-mi trăiesc viața. Și există femei care merg exact așa, pe o linie și bărbații, și ajung la 50 de ani și se gândesc, domnule, eu când mai încep să-mi trăiesc viața? Și femeia alfa este cea care se pune odată să-și trăiască viața cu un bărbat alfa. Adică gata, nu mai are rost acum să facem negocierile, care are avere, care are banii, băi, eu ai o calitate ca bărbat, eu ca femeie n-am nevoie de banii tăi, eu m-am asigurat în acest sens.
tu ce poți să-mi oferi? Ca stare, astăzi femeile trebuie să caute la bărbați să le ceară altceva. Mai mult, cu totul altceva. Și anume? Uite, tu poți să te simți încă o dată masculin, pentru că până acolo te-ai simțit bărbat când ai adus în casă bani și ai asigurat un acoperiș cum a fost mii de ani, dar de acum încolo și tot bărbatul a inventat după nevoile femeii și în continuare te vei simți bărbat dacă femeia vine și zice caută o soluție, inventează ceva, adu ceva nou pe lumea asta ca să faci viața asta mai confortabilă decât a fost. Până acum a fost cu partea inginerească a vieții. Dar de acum aia a fost element pământ. Ca structură simbolică. Acum va trebui prin simbolul apei. Fie vii cu ceva, cu mecanisme emoționale, să inventezi ceva, dispozitive, nu știu, să scoți depresia din oameni, să faci altceva, invenții noi. Până acum ai inventat tigaia, ai inventat focul, ai inventat clădirile, mașinile, absolut tot. Funcționează partea inginerească. Dar mai departe poți să devii bărbat ca să elimini poate suferința. Vino cu ceva nou. Bine, o lumea noastră a femeilor să vezi cum e acolo, poate-ți vine ție o idee să inventezi, nu știu, ceva nou. Un bărbat se va simți întotdeauna bărbat când îi se recunosc meritele, când a reușit ceva. Și mai ales susținut de o femeie care, în sfârșit, ajunge și a, din punct de vedere material, să echilibreze, nu știu, venerația care avea față de bărbat. Nu te-ai simți mai bărbat să știi că ești iubit pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce ai? Tu dacă intri vreodată în pușcărie sau undeva, nu știi dacă femeia aia te mai ține de mână, să te scoată de acolo. Și ar trebui ca bărbat, mă refer tu, care mă privești, să-ți reevaluezi până la urmă tu cerințele și bărbăția. Eu mai sunt bărbat. Dacă asta m-a luat pentru ce am și când pic într-o zi, ea e acolo să mă ridice? Că o femeie te ridică și te coboară într-un fel sau altul. Niciun bărbat nu o să poată susține un alt bărbat. Hai mă că poți, hai că poți. Ca o femeie. Deci, bărbații au mai multă nevoie, mai mare nevoie de validare decât femeile. Au nevoie ambele sexe de validare, dar pe alte considerente. Pe de altă parte, bărbații sunt mai agresivi decât femeile. Și acum vine o întrebare care cumva o pregătește pe următoarea. Ce se întâmplă atunci când femeile iau foarte mult din energia asta, din agresivitatea bărbatului? Cel mai bun exemplu legat de agresivitatea bărbatului este faptul că doar, cred că, una din 10 infracțiuni din lumea asta e comisă de o femeie. Hai să facem așa o paralelă. Un bărbat când gătește, care e cel mai bun bucătar, cel mai mare poet, el ce face? Folosește energia sa masculină sau feminină? Feminină. Are dreptul. E aplaudat pentru asta, da? Sigur că da. O femeie când trebuie să urce în societate, așa cum face, să câștige bani, să schimbe o roată, să pună, ea are voie să folosească energia masculină sau să fie considerată bărbată? Fără dar și poate. Și noi de ce nu strigăm după bărbați? Ce femeie ești tu că scrii poezii? Ce bărbat ești tu? Ești femeie. Adică să criticăm și noi la rândul nostru ca femei. Toți bărbații care au adus un aport în artă, în culinară, că în artă, nu știu, sublimă, în filme, în absolut tot. Eu cred faptul că noi cunoaștem mai mulți poeți decât femei care au scris, e tot un rezultat al societății foarte patriarhale în care am trăit. Femeile pur și simplu nu aveau voie să facă lucrul ăsta. Dar s-a folosit de energie feminină și a aplaudat. Pe când o femeie când începe să-și folosească energiile ei masculine, mă refer energii, ea este văzută non-feminină în acel moment. Și atunci aici apare, să zic, acea neevaluare corectă. Nu, dar nu asta era întrebarea. Întrebarea este dacă agresivitatea asta o poate face mai puțin feminină. Depinde dacă așa o percepi agresivă, o femeie hotărâtă astăzi, care, nu știu, se prezintă hotărât, e sigură, s-a format așa o imagine că femeia care este nesigură, uite, e feminină. Și o femeie care pune paharul pe masă, ia pachetul ăsta, lașează, e văzută masculină pentru că are hotărârea în ea, iar hotărârea nu are sex.
Nu-i poți să o numești feminin sau masculin, e hotărâre în ea. Pe când femeile înainte erau nehotărâte, pentru că nu vreau să jignească. Pentru că n-aveau dreptul să hotărască. Da, n-aveau nici dreptul și nu vreau să supere. Uite azi un bărbat care vrea să te uiți la el, care nu supără o femeie și să se comporte așa mai nehotărât. Și nu poți să numești energie feminină sau masculină, e doar nehotărât, dar o ai să-l vezi mai feminin sau efeminat, iar pe aia să o vezi masculinizată. Aici sunt erori de judecată pe care noi le avem. Nu e vorba de patriarhat, iar da, pentru o femeie sau într-o societate în care vrem, să zic așa, și femeile să aibă, nu știu, ceva să facă într-un fel mai feminin, aici trebuie ele să lupte ca femei să demonstreze că poate să o facă și într-un stil feminin. Și aici nu trebuie un bărbat să le dea voie. Pentru că așa îți demonstrezi capacitatea ta că poți, ca ființă, nu că cineva trebuie să-ți dea sau nu voie, pentru că tot așa bărbatul se va situa pe o scară ierarhică mai înaltă că ți-am dat voie ție. De fapt, nimic nu este greșit. Însă, ceea ce aș vrea să vorbesc acum, pentru că întrebarea largă este ce e greșit la masculinitate, respectiv feminitate în ziua de astăzi. Întrebarea mai largă este așa. Am o mulțime de femei de succes, cunoștințe de ale mele, respectiv bărbați, care au o viață împlinită profesional, dar sunt incapabili de a crea relații romantice, cupluri, familii, cum vreți voi. Uite, de astăzi, să zic astăzi, în sens termin așa, în ultimii 10 ani cel mult, oamenii în sfârșit au ocazia, mai mult sau mai puțin în funcție de zona lumii și de cultură și de tradiție, să stea cu cineva de drag sau din dragoste, decât din obligație. Pentru că până acum, repet, câțiva ani buni, oamenii trebuiau să se căsătorească cu Gheorghe, pentru că Gheorghe e din deal, știi, ești din vale, el are vaca și tu ai calul și noi trebuie să ne căsătorim. Tu degeaba îl iubești pe Ion, că nu cu iubirea o să trăiești, tu trebuie să faci casă cu el. Și până nu de mult, să zic așa, căsătoria era și este până la urmă o uniune dintre două puteri, dintre două lucruri care pot să se unească și să formează ceva mai puternic, da? Dar când vorbim de taina căsătoriei, unde tu în inima ta sau în sufletul tău ești căsătorit cu Ion în continuare și el poate cu cine știe cine, e astăzi încep încet încet să-și dea voie oamenii să trăiască cu cineva drag sufletului lor. De aceea păreau înainte mai durabile căsnicile și iubirile în sens de obligații. Am citit foarte mult din istoria, să zic așa, ce a fost înainte, din ce cauză se luau în diferite colțuri ale lumii, ca o cultură generală pentru mine, și să observ că de-aia au apărut și 1001 de nopți, foarte multe povești, pentru că tocmai din iubiri neîmplinite s-au scris mai multe povești înainte decât se vor scrie astăzi. Exact. Și de-aia astăzi nu o să avem multe povești de iubire, pentru că s-au consumat. Dramele alea mari, da? S-au consumat, nu, s-a consumat dragostea încât nu mai ai timp să cazi în dramă de unde să începi să te îndrăgostești de ideea de dragoste. Oamenii se îndrăgostesc mult de ideea de dragoste. Asta îi ține vii, știi? Și atunci deseori rămâneai așa ani de zile, chiar dacă puteai să o iei să fugi cu calul în spate cu ea, pentru că asta te ținea viu. Simțeai că ești conectat cu ceva divin pentru că ești îndrăgostit de ideea de dragoste și purteai dragostea. Astăzi o femeie își dorește un bărbat care să nu viseze la o dragoste. Și bărbații cumva trăiesc mult mai mult în sentimentul acesta de a iubi ideea de dragoste, pe când femeia vrea să o consume imediat. Ar consuma-o și ar consuma-o negreșit instant. Doar asta apropo de ce ziceai mai devreme, că bărbaților le place să admire arta. Da, un bărbat poate trăi, uite, el a fost primul pe lumea asta, să o luăm așa simbolic, Adam și Eva, nu neapărat biblic, el a fost primul, el știe cum e să trăiești fără cineva. Chiar și pentru 5 minute cât a trăit până să zic că l-a făcut Dumnezeu pe Eva, el știe cum e să fii singur. Crezi că bărbații pot trăi mai bine singuri decât femeile? Da. Da? Da, pot mai ușor să gestioneze, pentru că ei repede se îndrăgostesc de ceva, de un ideal. De ei vor să meargă dragoste. Pe Marte, înțeles. Ei vor să ducă în univers. Noi întrebăm de ce să vrem acolo. Și repet, minte masculină. Pentru că pot fi și femei care să aibă o minte structurată, mai mult masculină și să vadă un sens și în asta. Și ce vorbesc eu aici așa, chestii siropoase, să nu se regăsească o parte. Dar aici vorbesc de esențe.
Pe când bărbatul poate trăi mult mai mult singur, pentru că el trăiește într-o lume a viselor. Dacă v-ați uitat în filmul Inception, veți vedea simbolic și acolo ceva. Din vis în vis, din vis în vis. El nu vrea să iasă din vis. Deci, e ce al ține în viață. Deci mai romantic decât voi. Da, mult mai romantic. Și mult mai sensibil bărbatul decât femeia. Și femeile o să mă înțeleagă la ce mă refer, cele care au ajuns în altarul unui bărbat. Păi asta înseamnă că dacă suntem mai romantici, asta înseamnă că suntem mult mai aplicați spre dramă decât, nu, decât voi. Omul care e foarte romantic, gradul lui cu cât e mai mare, adânc de romantism, cu atât e mai mare de agresivitate. Aici să vezi că sunt foarte sensibili cei care comit, nu știu, agresiuni, foarte agresivi. Aici să vezi recitând și poezii și sufletul meu și îți vorbesc din suflet și cu Dumnezeu și se roagă și așa și sunt, da, fratele meu, știi, sunt sensibil, sensibil, cu atât de mare gradul de sensibilitate, cu atât de mare crește agresivitatea. Deci fetele să fugă de cei care le recită și le compun poezii? Nu trebuie să fugă. N-au de ce să fugă. Doar să suferească. Doar să fugă cu ei. Ideea e să știe cum se numește administrație. Tot ce înseamnă doi oameni se numește cum administrezi. Dacă ești un bun administrator și gestionezi bine emoțiile, sentimentele, nevoile celuilalt, căutările lui, visurile lui și așa mai departe, e o întreagă administrație de ea de copul. Știi să fii bun administrator? Bine. Dacă nu, îți mai pică tavanul, s-a mai dus de râpă casa, a mai rămas dezordine acolo. Adică nu consider că există o parte vinovată sau mai puțin, una mai... Și o femeie poate să fie foarte agresivă. Cele mai urâte crime comise, în general, când sunt făcute în stare de afect, sunt făcute de femei. Urâte, mă refer. E multă agresivitate și într-o femeie, cum de altfel și într-un bărbat, dar depinde, repet, de gradul ei de sensibilitate. Deci cu cât ești mai sensibil, cu atât ești mai predispus? Da, sensibil în sens de ideal. Pentru că un psihopat n-are sensibilitatea în el, dar, repet, are un ideal. Și își va găsi motive și rațiunea de a-ți explica de ce a făcut și, până la urmă, să aibă și câștig de cauză. Pentru că altfel n-ar putea să mai trăiască, s-ar sinucide. Dacă nu și-ar găsi niște explicații pentru... Nu cred că găsește în asta un sens. Mai rar să se întâmple, să se ducă către așa ceva. Dar va găsi o explicație formidabilă. Nu știu, acum... Cred că deja am mers prea departe, sigur. dar uitându-mă la interviuri cu criminali în serie, toți au o explicație pentru ei, în primul rând. O explicație perfectă pentru care au făcut toate lucrurile alea. Da. Chiar dacă știu că înțeleg de ce sunt acolo, de ce fac închisoare pe viață și așa mai departe. Dar ei, în mintea lor, au o explicație pentru toate astea. Hai să vorbim puțin despre limbajul trupului. Practic, toate gesturile noastre sunt expresii ale emoțiilor noastre. Există și mai multe părți. E și partea de tic nervos, de gesturi conform, sau să zic așa, în raport cu tradiția sau cultura sau religia în care tu ești. Se numesc mecanisme. Fie că zic, de exemplu, Rabbi Allah când ridică mâinile, adică e un mecanism. Sunt gesturi non-verbale care s-au perpetuat așa ca și un mecanism din zona respectivă. Și atunci limbajul, să zic așa, non-verbal, împreună cu cel, să zic așa, cealaltă parte a vocii sau a glasului, fac o compoziție destul de mare a ceea ce poate să transmită un om, pentru că acest cuvânt are ca și aport doar 7% din tot ce poate să transmită un om. Și atunci vocea unui om, glasul său și felul în care se manifestă sau își mișcă absolut tot corpul vorbește prin toți porii. Și oamenii se apropie sau se distanțează de acest limbaj non-verbal care, repet, poate fi controlat într-o măsură în care te duci să stai într-un fel sau să transmiți ceva prin aceste aspecte. Dar astăzi lumea nu mai pune preț atât de mult, nici pe acum arată ca și aspect, în sens de excentricitate se pot duce foarte mult, vor să transmit altceva, prin gestică, mimică poți să transmiți cu totul altceva, plus că îți poți sigila anumiți mușchi prin tot felul de intervenții. Ceea ce se caută, repet, sunt aspecte ca și
calități, cum le numesc eu, ce poate să existe în acel om. Și asta îți dai seama și nu se pot modifica deocamdată. Forma degetelor, a unghiilor, pilozitatea care are un om, privirea pe care el o are și degetele de la picioare spun foarte multe lucruri despre un om, absolut tot corpul, dacă este să vorbim de partea aceasta. Și simbolurile pe mine m-au ajutat foarte mult să văd în celălalt, simbolic, ceea ce el caută în viață. Și simbolurile, nu cele din Egipt, pentru că acolo a pornit totul, ci simbolurile pe care oamenii le fac ca și gesturi repetitive, alegerii pe care le fac repetitive, este un simbol. Vorbește foarte mult despre acel om. Chiar și culoarea pe care o alege, câinele, rasa pe care o alege, cana pe care o alege, absolut tot e simbolic, spune foarte multe lucruri. Și m-am dus mai departe în simbol. Și ca să găsesc sensul în simbol, evident că am plecat într-o lume a simbolurilor și anume în Egipt. Mi-am dat seama că mi-ar lua o viață întreagă să devin egiptolog și să înțeleg ceea ce încă alții n-au înțeles. Și așa am găsit cele mai vechi simboluri care vorbesc la fiecare pas. Și repet, la fiecare pas, când ne uităm la clădiri, la vestimentație, filme și așa mai departe, sunt simbolurile din tarot. Da? Da. Absolut tot ce se face, uite, în toate filmele astea foarte renumite, cu o notă mare pe IMDb, concertele care le sunt la noi în țară, unde e nenumita, să zic așa, și nevăzuta, sunt simboluri din tarot. Și oamenii care înțeleg simbolistica și folosesc aceste simboluri în artă, în filme, intră foarte rapid în subconștientul uman și influențează foarte repede comportamentul. Nu știu, sunt zero cunoștințe despre tarot. Am auzit, dar nu știu nimic ce. Da, tarotul ce este înseamnă. Cunoscut la noi în țară la nivel de artă divinatorie și atât. Nici n-aș vrea să intrăm foarte mult în amănunte, dar apropo, pentru faptul că am ajuns la simboluri, tu ai și am lansat colecția asta de... Da, un pachet de cărți de tarot numit Maktub Tarot. Sunt făcute după indicațiile mele, pictate de pictorul răceanu Adrian Mihai, în ulei pe pânză, 78 de picturi, după care au fost scoase în formă de cărți. Și care sunt simbolurile astea puternice din tarot? Dăm niște exemple. Sunt 78 de simboluri, adică de imagini simbolice. Legenda spune în felul următor. Că undeva în Alexandria, când exista încă biblioteca din Alexandria, erau foarte mulți înțelepți. Și exista foarte multă cunoaștere acolo. La un moment dat au avut așa o adunare în care au spus aceste cunoașteri vor arde aici și va trebui să le sigilăm într-o manieră în care se poate fi perpetuate în timp. Toată cunoașterea pe care o deținem noi trebuie într-o manieră sau alta să o facem să reziste, să trăiască. Și au decis acei înțelepți să facă imagini cu simboluri care cuprinde absolut toată cunoașterea, care înseamnă astrologie, numerologie, fizionomie, simbolistică, psihologie, absolut tot, tot, tot. Și au făcut, așa se spune legenda, 22 de tăblițe care au rezistat în urma acelui incendiu. Și la un moment dat, acele tăblițe, ei n-au mai rămas în viață, au fost duse să fie, cum se zic, cea pe vremuri, xeroxate. Pentru că vezi așa imagini de această natură, ca să vezi genialitatea oamenilor înțelepți, ca să se perpetueze ceva în timp, au găsit o modalitate interesantă. Nu să spună, vezi că aici e cunoaștere absolută, sau aici voi vă înțelepțiți, ci s-a format un pachet de cărți de joc. Și au numit acest joc Tarochi. Și au început să se joace acest joc de cărți prin cârcium, pentru că omul poate să ducă mai departe cunoaștere prin joc. Și s-au jucat cărți și au jucat cărți și la un moment dat în timp și-au dat seama unii oameni că acolo sunt niște legături, sunt lucruri interesante care au un sens, odată că sunt numerotate, în fine. Și din secolul XIII, de când a apărut ideea de tarot, care nu se cunoaște autorul, nu știm cine l-a inventat, de unde a venit, asta era legenda și atât, s-a perpetuat până în zilele noastre doar ca formă de divinație, iar pentru unii, într-o nișă mai restrânsă, ca și formă de simbol, prin care se fac clădiri, se construiește o artă, o situație în sine, absolut tot prin simbolistica arcanelor din tarot. Și există tarotul de Marsilia, care au fost primele imagini numite tarot de Marsilia, iar după acel tarot de Marsilia am făcut și o replică, ca să spun așa, a acestui pachet de cărți numit Maktub Tarot. Maktub înseamnă așa ți-a fost
scris. Și tarot înseamnă viață. Și ca o traducere, așa ți-a fost scrisă viața. Uh-huh. Iar eu vin în fața oamenilor astăzi ca să îi ajut să înțeleagă odată, în primul rând, măcar lumea în care îi trăiesc, prin studiul simbolisticii. Și doi, omul din fața ta, în funcție de, doar așa, după imagine, ce preferință are, spune foarte multe despre el. Uh-huh. E ca și cum ai spune, mie îmi place de el și nu de el. Tu, să zic așa, ca și evaluator uh-huh. al simbolisticii, poți să-ți faci o părere, să-mi fac o părere despre tine. Dar e mult mai complicat să folosim oameni și e mult mai ușor să folosești ceva simbolic. A, deci, practic, eu trebuie să aleg o carte și tu îmi spui ce spune asta despre mine, nu? Da. La suprafață, așa. Uite, alege-mi o carte care îți place. Pentru păi că, uite, am pus-o deasupra mai devreme. Poți să le arăți și în cameră ca să vadă, poate cunoscătorii. Ce crezi că am ales, Cătălin? The Lover. The Lover. A ales cartea Îndrăgostitul, așa, au. Care este arcana cu numărul 6. Cărțile se numesc arcane. Arcana înseamnă taină așa. Sau mister. Și ce spune asta despre Și arcana mine? Numărul 6, simbolic, spune așa. Alege ceea ce iubești și iubește ce ai ales. Aha. Dacă te uiți acolo, e un bărbat în mijloc, să-l numim bărbat, care el trebuie să facă o alegere. Între două domnițe. Și în funcție de... Alege serios? În funcție de ochiul unde îi fuge și eu te întreb, el pe cine alege? Pe cea din stânga sau pe cea din dreapta? Asta n-am de unde să știu. Tu te uiți că nu ai de unde să știi, evident, tu trebuie să-mi spui care dintre cele două îți duce gândul că se va duce el cu cea din stânga sau cu cea din dreapta. Cred că cu cea din... asta în verde. Bun. Adică tu în viață, așa. Hai să luăm așa, că trebuia să te întreb și alte aspecte. În dragoste, oricât de mult te va trage ideea de a alege cu inima, care era simbolul din dreapta, tu până așa. La urmă vei alege cu mintea și ultima ta alegere va fi cu mintea, doar că va trebui să înveți să iubești ce ai ales. Dar stai un pic să te întreb. Aici, el pe cine alege până la urmă? Pe nimeni, pentru că e făcută așa, în așa manieră imaginea, să nu ducă către o direcție clară și precisă. Dar în funcție de felul în care tu percepi, asta e important, tu ai impresia acum că alege pe cea din stânga. Așa mi s-a părut mie, da. În altă zi când te vei uita, în funcție de ce îți pui ca întrebare în cap... Deși cealaltă îl trage de mână, vezi? E... Asta zic că e făcută special. Bun. Adică deci cu alte cuvinte, Mihai adoră să iubească, dar întotdeauna va face alegerea înțeleaptă, numai că va trebui să înveți să se iubească ce a ales. Până la urmă, asta e fain și simplu. Club pentru minte, trup și suflet. Asta da. I-am zis de la început. Acum, întorcându-ne la limbajul trupului, cei mai mulți dintre noi nu știm ce să facem cu mâinile. Asta e problema tuturor. Inclusiv, țin minte că la un moment dat am fost la un eveniment cu Marius Manole, care e un super actor, joacă zeci de spectacole. Și a venit timpul după eveniment, la finalul evenimentului, să facem poze. Și zice, băi, am făcut școala asta de actorie, am stat zeci de mii de ore pe scenă și în continuare la poze nu știu ce să fac cu mâinile. Și asta e până la urmă problema multora dintre oameni. Ce facem cu mâinile în momentele alea importante, hotărătoare ale vieții? Aici, în funcție de context, da, să dau câteva exemple esențiale pentru fiecare om. În primul rând, mâinile reprezintă și ocupă foarte mult spațiu din psihicul omului, mai mult decât orice parte a corpului. Cu cât se îndepărtează, să zic așa, părți ale corpului de cap, cu atât mai greu le poate controla mintea. Și atunci picioarele sunt cel mai greu de controlat și se observă ce face omul cu picioarele pe sub masă. Pe când mâinile, ocupând atât de mult spațiu, de aceea și se poate determina gradul de flexibilitate a minții și așa mai departe, după textura și forma degetelor. Trecând mai departe, la alt aspect legat de felul în care tu le folosești, vreau să subliniez un aspect foarte important. Atâta timp cât gesticulezi cu mâinile, când vorbești, va trebui capul să-l ții imobilizat. Dacă explici, arăși ceva, uite aici, pe dincolo, aici avem așa și așa, capul ții imobilizat, dar să ai expresivitatea în ochi, pe față. Dar dacă ești genul de om, că e vorba de temperamentul omului și firea sa, dacă îți place să gesticulezi din cap și dai și vorbești așa, mâinile vor trebui să rămână ancorate. Și asta înseamnă ancorat
sigilat, într-un loc acolo să rămână. Sunt persoane care atunci când vorbesc, gesticulează și din cap și din brațe și asta poate să obosească foarte mult interlocutorul dacă vom face așa. De aceea, asta ar fi cam prim indiciu ce să faci cu mâinile sau cu capul tău când ai de povestit ceva. Iar deci ori mâinile, ori capul, da, hotărăște-te ce miști. Da, în funcție de, repet, temperament, personalitate, că nu poți controla, poate îți place să gesticulezi, cu mimica și cu capul să punctezi. Dar legat de ce să faci cu ele, contează foarte mult. Ce nu-mi plac mie sunt exagerările care se fac cu mâinile, stai așa, trebuie să stai așa, trebuie să stai nu știu cum. Pentru că se vede o rigidizare, o exagerare. Iar simbolurile și gesturile care se fac în diverse fotografii, asta ține evident de ceea ce vrea să transmită un om. Dar mâinile, sau repet, arată clar felul în care se reflectă viața unui om, felul său de a fi, dacă vorbește atingându-și fața sau nu, până unde, ce vrea să transmită, dacă face degetul mustață sau nu se numește, adică sublinează un aspect, poate să pară mai interesant, mai serios sau din contră să mențină o stare mai neutră fără să-și atingă chipul. Cu mâinile se pot face foarte multe gesturi care să transmită și să aibă o etichetă omul respectiv, o marca sa. Depinde, repet, unde are o problemă omul. În poze, pentru un bărbat întotdeauna se stea mai bine când pozează cumva așa cu o mână mai ascunsă, fie în buzunar, fie la spate ținută, fie cumva cum se pozau regii înainte pus mâna pe un sceptru sau nu știu, în altă parte, adică expusă doar o mână, nu ambele mâini. Iar la o femeie, în funcție, repet, și de deci ceea ce la un bărbat ar trebui o singură mână să se vadă, da, în fotografie? Da, de obicei una avea în dată la spate, da? Și posta prezenta ceva. Să nu vă faceți mâine poze pe Instagram, așa. Doar de dau un exemplu, Suada. Da, da, evident. Și fetele, cum să se pozeze? Cu mâinile cât să adune către ea, nu să se răsfrângă. O femeie să nu facă poze cu mâinile răsfirate pe cineva după capul unui om, dacă vrea să păstreze, repet, o limită. În funcție, repet, de ce vrea să transmită. Nu există o regulă, este regula după ceea ce tu vrei să arăți că ești. Și poate cineva vrea să arate că e dezinvolt sau dezinvoltă și atunci brațele sau mâinile vor fi tot timpul în aer. Sau după gâtul cuiva sau ținute la vedere. Cu cât îți expui mai mult mâinile, cu atât îți expui deschiderea ta către lume. De aceea și regii sau reginele când făceau cu mâna, făceau foarte sacadat și foarte puțin. Odată să nu-și expună liniile din palmă. Așa. Și doi la mână, ca să zic despre mână, mâinile arată foarte mult gradul tău de deschidere către lume. Cu cât îți mai des aruncate în ochiul privitorului, în fotografii, în imagini, în filmări, cu atât arată cât e de deschis omul. Și cu cât și le ține mai ancorate și ascunse, cu atât omul respectiv păstrează o distanță. Față de lume. Față de lume, dar față de oricine. O să vezi lideri care vorbesc cu mâinile așa către oameni, au mai mare succes în a-i convinge. Și ai să vezi tot timpul când vor să-și facă o campanie, mâinile sunt mult mai la vedere decât când vin să anunțe, când au ajuns deja pe poziția respectivă, un anunț, mâinile sunt mai ancorate. Că vor să păstreze acea distanță, neutralitate, ca și cum nu sunt eu de vină. Deci că îi interesează voturile, sunt cu mâinile larg, deschise, gesticulează, când vor să ne anunțe că ne pare rău, dar așa și ce în casă, v-am promis vine, nu se poate face, ții mâinile. Îți vine natural și în casă, știi, când stai cu soția și vrei să o convingi, până la urmă scoți mâinile la vedere. Bun, și cum minți mai mult? Cu mâinile? Ca să minți cu artă. Cu artă. Italienii, nu? Asta cu capișii, cu... Nu, asta ca simbol de la ei, dar ideea e că nu ar fi, doamne, încadrați într-o oarecare, ci faptul că te pot vrăji mai ușor, te pot încânta mai ușor prin felul în care gesticulează și spun ceva, dar pot deveni mai convingători. Chiar și în lumea arabă, cu mâinile în care explică și gesticulează în același timp, devii mult mai convingător dacă nu vrei, de exemplu, să expui un adevăr. Deci spui așa, eu nu te-am înșelat. Și nu arăți mâinile, eu nu te-am înșelat și spui așa, să spui, măi, eu nu te-am înșelat și atunci devii cumva în sens de convingere, dacă vrei cu artă să o faci până la capăt. Asta apropo de psihologia minciunii, nu? Da. Care sunt pozițiile corpului cele mai mincinoase, ca să zic așa, care ascund adevărul, care ascund adevăratul caracter al omului, cu care conștient sau nu mințim?
când își ascunde părți din chip cu mâna. Mm-hmm. Și mai ales când vorbește doar cu o parte a feței. Mm-hmm. Sau cealaltă. Când îi spui unui om, eu vreau să vin cu tine în concediu și îți vorbește așa cu o parte a chipului și cu cealaltă, o parte din el are o ezitare. Și la fel cu mâna, când își alege pe chip părți care vrea să le ascundă, să le studieze sau așa, caută să se închidă în el pentru diverse motive. Dar operații estetice de ce facem? Pentru că vrem să îmbătrânim frumos, cum mi-au spus unii oameni, și pentru că unii oameni nu vor să înțeleagă că viața, să te naști este un dar și să îmbătrânești un privilegiu. Sunt oameni care nu suportă sau nu detestă sau nu adoră ideea de bătrânețe. Pentru că asta se caută, pentru că n-ai încotro. Sunt foarte multe motive și pentru că vrei să, dacă știi că poți să arăți mai bine, de ce să arăți altfel? Da, îți schimbi odată cu fizionomia feței, îți poți schimba și comportamentul? Personalitatea, da. Serios? Personalitatea, da. Caracterul, nu. Sunt două concepte diferite. Personalitatea înseamnă persoana sau masca. Da. Care personalitatea ți-o poți schimba în decursul anilor și de mai multe ori dacă asta vrei. Și mulți oameni spun că eu m-am schimbat după evenimentul respectiv. Eu m-am schimbat. Omul nu se schimbă niciodată. Caracterul. Caracterul nu se schimbă niciodată. Personalitatea, da. Personalitatea, acum ești mai cu minte, mai liniștit, te-ai calmat pentru că ai avut un șoc în viață, da? Și înainte erai mai războinicul luminilor. Tu ți-ai schimbat personalitatea, dar caracterul nu, niciodată. Și temperamentul nici atât. Ceea ce e sădit acolo în tine va rămâne, doar că tu poți controla mai mult sau mai puțin și să-ți dai seama cât de multe beneficii ai sau nu în acest moment al vieții, să scoți afară latura aia, ține de gestiune iarăși, administrație. Dar personalitățile sunt multiple. Și da, după operații estetice, unde ți-ai amorțit mușchii feței, unde nu mai poți poate să faci așa, nu mai poți zâmbi la fel, evident că se schimbă ceva în personalitatea ta pentru că îți schimbă starea și starea respectivă, tu nu mai poți să emani ceea ce ai putut să emani până atunci și se modifică încet, încet felul tău de a te prezenta în fața lumii. Și e foarte posibil ca anumite microexpresii să nu le mai poți arăta prin... Da, și aici e un mecanism care poți să urmărești firul așa. Eu dacă nu mai pot să exprim personalitatea asta, să zic că mi-am injectat sau mi-am făcut ceva modificări, automat eu nu mai pot avea aceleași trăiri, de exemplu, de furie, pentru că mi-am băgat ceva aici și evident se mai diminuează și este făcut și în sens terapeutic. Și ce se întâmplă? Și mai departe, în caracterul tău acela, se diminuează o parte și iese la iveală o altă latură. În bine sau în rău? Evident. În esență, omul, când își face modificări complete ale echipului, el vrea să scoată latura aia din el care știe că există acolo și nu-i rămâne decât versiunea asta. E ca și cum ți-ai pune pe tine costumul și simți că în costumul tău, cum au supereroi, că e simbolic făcut, doar în costumul ăla eu pot să scot din mine latura de erou. Uh-huh. Și atunci, haina respectivă, operația respectivă, culoarea aceea de păr, tu nu faci decât să ai mai multă putere să scoți din tinele acelalt tău o latură care în alte condiții, încă neantrenate, chiar în pijamale acasă, să zic așa, tu nu le poți scoate afară decât cu ajutoare și nu-i nimic greșit în asta, dar trebuie să înțelegi de ce. De aceea costumele de supereroi, toate simbolistica respectivă, doar când îl ia pe el poate să zboare sau să facă, arată clar latura care stă în om, ajutându-se de ceva exterior lui. El e tot un supereror, rămâne, doar că asta este doar simbolic arătat, că totuși ai nevoie încă la nivelul acesta al existenței tale să te folosești de mecanisme exterioare să poți să scoți afară. Și la fel sunt folosiți și oamenii, ca să ajungem în altă parte. Așa cum tu folosești o rochie, nu? Ca femeie sau așa, poți să folosești, sună urât spus, dar nu se simte celălalt folosit, depinde acum de partener, ca să scoți din tine părți. Știi că sunt femei, Mihai, care poate să scoată tot ce-i mai rău din tine. Nu știu, așa, din interacțiunea. Nu ți-au zis nimic. Felul ei de a fi și bărbați. Tot ce-i mai rău din tine, dar și tot ce-i mai bun din tine. Alții, măi, cu ea puteai să te simți un zeu. Chiar dacă nu era frumoasă a frumoaselor, chiar dacă nu era, domne, cu ea, nu știu cum, scotea tot ce era mai bun din tine.
Și asta la alta acasă sau celălalt acasă, numai dacă odată arunca privirea, scoate tot ce e mai rău din tine. Și atunci sunt oameni care sunt făcuți cumva așa, în viața ta să apară, să rămână sau să nu mai rămână, cumva te ajută, ca și costumul acela de supererou, să scoți părți din tine care știai că le ai și te ajută. Și aici ajungem la infidelitate. În ce măsură și de unde începe infidelitatea? În funcție de cultură, o să fie considerată doar dacă ai atins mâna, doar dacă te-ai uitat în ochii ei, de unde începe, care e linia de demarcație a infidelității și, până la urmă, ce e important, loialitatea sau fidelitatea. Și aici apare nevoia femeii și a bărbatului să cunoască și alți oameni în viața lor de căsnicie, tocmai pentru, în primul și în primul rând, pe lângă nevoile fizice, poate unora care le lipsesc, dar nici despre aia nu-i vorba, pentru că vor să scoată alte laturi care dorm acolo. Și doar în interacțiunea ei cu acel bărbat, că a ieșit la o cafea, că a vorbit sau a lui cu alta, de acolo începe nevoia de a scoate laturi din tine. Decât dacă ai norocul să întâlnești un om, un partener care suferă de foarte multe personalități. Și scoate și binele și răul din tine. Care le poate controla, care ar fi idealul, știi? Acum ai mafiotul cu tine, după aia este sfântul cu tine, după aia este guru cu tine, după aia e psiholog, după aia e tăticul, după aia e fratele, știi? O, Doamne, am obosit doar povestindu-l. Dar și pentru bărbat la fel, își dorește și el, are arhetipul. Dorește să fie, mamă. Să zic, da, așa. Dorește să fie prietena, să fie sfânta și să fie și versată acolo. Dar este un paradox, sfânta și versată, e mai greu. Asta e foarte interesant ce spui, chiar dacă nu face subiectul emisiunii. Glumesc, nu avem un subiect fix. Deci, bărbatul are nevoie de mai multe arhetipuri. La fel ca și femeia. Și de care multe sunt arhetipurile de care are nevoie bărbatul? Deci, păi, da. Asta sar peste partea aceea mai de minus 5 stele, dar am să ți-o spun în privat, așa nu pot să o spun aici. Are nevoie, hai zic așa, de muză. Muză. Da. De okay. Muză. Toți bărbații, la un moment dat, caută și o muză. Muza este femeia cu grad înalt de coagulare în ea multor arhetipuri. Muza este inspirația unui bărbat. Nu avem muzi la femeie, feminin. Avem muze. Așadar, bărbatul are nevoie de o muză să-l inspire. Pe când o femeie, dar aici să nu vorbim încă de femeie, vorbim de bărbați, are nevoie de muză, de mamă, are nevoie de sfântă. Uite, dacă te uiți așa biblic să vorbim, Fecioara Maria nu are mult dialog sau aproape deloc cu Hristos. Deși ar fi fost interesant să-i vezi pe amândoi că au avut ceva de vorbit. Ea sfântă și el fiul lui Dumnezeu. Și ai să observi că oamenii aceștia la un nivel grad înalt, să zic așa, al dezvoltării lor pe această lume sau pentru ce au venit, ei, nu există dialoguri între ei. Ei poate nici nu-și vorbesc, ca și acei maestri care se spune despre ei când se întâlnesc, ei nu mai vorbesc, se uită doar unul la altul și au înțeles tot. E la fel și un bărbat își dorește la un moment dat și acea sfântă de la femeie, pentru că o vede pură. De aceea bărbații care reușesc să înțeleagă puritatea unei femei și cum trebuie ea tratată și cum anume înțelege un bărbat puritatea și nu doar prin prisma faptului că a trecut sau nu un bărbat prin ea, reușește să construiască un imperiu întreg pe un teren, să zic așa, virgin, cum e, de exemplu, Dubaiul construit. Poți să vezi un tip de mascul de gândire masculină a unui bărbat care a luat deșertul în sine, considerată femeia sfântă sau virgină, neexplorată, și a făcut acolo pe nisipuri mișcătoare o întreagă lume nouă. Dar pentru că a înțeles la nivel de micro interacțiunea dintre femeie și bărbat și ce anume îi cere. Și de-aia un bărbat își caută o sfântă în sens de teren pe care el să clădească mentalități, o lume nouă în ea. De-aia e foarte important pentru un bărbat conceptul de virginitate a femeii, care înțeles doar pe un singur nivel din patru, și anume doar trupesc. Pentru că există virginitate emoțională, niciun bărbat nu ți-a pătruns încă în suflet. Poate fi mentală și poate fi la nivel de dorință. Tu poți să ai o femeie să fie a ta fizic pentru prima dată, în mintea ei să zicem că intri, în sufletul ei e intrat, dar nu e intrat în dorințele ei. Ea încă tânjește după nu știu cine. E bine că ai măcar pe trei paliere în loc de patru. În loc de două sau una, pentru că apare un conflict. De aceea tu poți să ai o femeie în casă pe toate cele trei, dar cel mai important pentru un bărbat este să simtă că e dorit de ea. Din toate cele patru. O simți dacă te dorește sau nu. Ea poate fi fizic acasă,
Mental mă gândesc la tine, ce mai faci? Emoțional eu te iubesc, uite așa. Dar simți că nu există. Dorința este asociată cu elementul foc în simbolistică. Și oamenii astăzi duc lipsă de acest simbol al focului. Fie să fie focoși când vorbesc, fie când merg așa cu foc, fie să facă ceva cu foc, să aibă așa foc în ei. Și atunci când te întâlnești cu femeia ta și zice, te iubesc, mi-e dor de tine, m-am gândit la tine, uite sunt a ta aici, dar vezi că n-are ceva în ea așa focos. Și asta caută și o femeie într-un bărbat, să vadă în el că arde ceva, pentru un ideal, pentru o chestie. Și aici apare tot conflictul, n-are cine să ne aprindă. Deci, bărbații caută ca arhetipuri muza, sfânta, mama și mai avem câteva, nu? Hai să o zic și așa, pe celelalte, sluga, dacă simte slujit. Am înțeles, dar sluga este... E sluga. Arhetipal, vorbim arhetipal. Uh-huh. Când este un bărbat servit sau îi se oferă așa în sens așa, are nevoie și de slugă. La fel și femeia zeiță care se consideră își va căuta în anumiți bărbați sluga în el. Dar tot tipic feminine pentru că e sluga. Și femeile ce arhetipuri caută? Uite așa, câte degete la o mână, cam atâția, de atâția bărbați are nevoie o femeie. Într-unul singur, dacă se poate. Da, da, dar încerc să le lărgesc viziunea femeilor mai mult așa, pentru că nu ai cum să bagi într-un bărbat tot. El nu e atât de odată casant, nu e atât de maleabil. Nu ai precum cum... e o femeie. Da, el este ca un parat trăzne. De-aia le-am spus, doamnelor, nu vă descărcați doar pe un singur bărbat, că bubuie biserica în el. El are un singur scop, un singur gând, o singură idee și, în fine, o femeie înainte avea tot satul participat la nevoile ei pentru că e multă o femeie, înțelegi, mult în ea. De aici bărbații ratează resursele pe care le are o ea și nu înțeleg conceptul ce poți să faci cu o femeie. Nu știu ce să faci cu ea, știi? Întrebi un bărbat ce să faci cu o femeie? O să dea câteva exemple de bazale, de element pământ. În fine, și înainte participa tot satul. Popa o spovedea, vorbea. Cu maică sa vorbea despre ceva, nu știu, cu sora aia, cu aia vorbea, aia vorbea cu tot satul. Ea este simbolul informației. Ea răspundește informația, ea strânge informația, pe când bărbatul nu discută. El n-are nevoie să se descarce, el se încarcă când nu se descarcă, femeia se încarcă când se descarcă. Așa. Și tare femeia asta. Are nevoie așa de un amant, iubăreț. Iubărețul acela... romanticul acela iubăreț care vine și cântă la serenadă, care că e dorită, da? Eu vorbesc în simboluri aici pentru că le înțeleg simbolic, dar nu le mai înșir acum a cărui simbol aparține. Adică romanticul, așa, înflăcăratul după ea. Pentru fiecare femeie, tot ce zic, e în doză mai mare sau mai puțin în funcție de preferințe. Al doilea este prietenul, în sens androgin. Adică bărbatul, femeie, femeia, bărbat, androginitatea. Se va promova din ce în ce mai mult androgenitatea pentru a promova conceptul de complet, de a uni femeia și bărbatul din tine. Dar întâi se vor trece pe aspecte pur fizice, operație din femeie, bărbat, bărbat, femeie, care poate să deschidă în ochii lumii mai mult dezgusturi, pilare sau scandal, să zic așa, dar se trece de la nivel de element pământ până la nivel de foc, pentru că se caută unirea celor două concepte în neutru. O să vezi oamenii care și-au integrat femeia și bărbatul în ei, nu mă refer la preferințe și ce vor, sunt foarte creativi. Cum a fost, de exemplu, Leonardo da Vinci sau alții. Au și minte feminină, dar au și logica masculină. Au și emoții feminine, dar au și trăiri masculine. Și prietenul acela trebuie să fie androgin pentru o femeie, al doilea, ca să înțeleagă și sfera emoțională a ei, dar să-i dea și soluții logice. Ok. Așa. Al treilea este guru. Orice femeie visează la un guru. La un bărbat care e pe sfera aceea emoțională, spirituală, care vine să-i liniștească intuiția, care să-i confirme ceva, care să-i dea o superputere. Tu ești femeia aceea specială, de aceea foarte multe femei trag către bărbații care vin cu latura spirituală. O să vezi mai mulți bărbați susținuți în cursuri care vin cu dezvoltare personală sau așa, pentru că femeile caută un guru. Un fel de, hai să zicem, Hristos, un Buddha, în ființe de fiecare zonă a lumii. Deci spui că de-aia sunt mai mulți bărbați care țin astfel de cursuri de dezvoltare personală? Pentru că sunt căutați de femei.
ca să îi susțin, în sensul în care sunt hrăniți în a fi susținut, în a fi căutat, în a participa, decât o femeie care apare. Odată la femeie nu vin bărbații, ce să poată să înveți un bărbat de la o femeie? Pleacă din start, de asta n-am nevoie, mi-e bine și așa, plus că am mai mult câștig. Deja n-am nevoie, știi, când aș avea o lipsă, m-aș duce să învăț de la o femeie, dar femeile mi se oferă, uite, așa pe tavă, toate. La ce să mă mai duc să învăț ceva? Dar când știi să te porți cu o femeie, știi ce ai de făcut în lume? Lumea e o femeie. Dacă știi ce să faci cu lumea aia ta mică de acasă, tu poți să cucerești și lumea aia mai mare. Lumea e o femeie? Da. De ce? E o mare femeie. Arhetipal. Pentru că într-una clocotește ceva, naște ceva, e plină de nevoi, vrea să fie condusă, vrea să fie dominată, vrea să urmeze pe cineva. Lumea, arhetipal, planeta, deci este o femeie. Planeta are energia feminină. Dar are energie feminină. Nice. De aceea există patriarhat mai mult în lume, pentru că este un echilibru. Deocamdată. O domină. Deocamdată, de aia zic. Există un echilibru, o domină. Bun, hai că n-am terminat arhetipurile astea și mi se par foarte interesante. Deci, am zis de caută... guru. Da? Sper să caute și femei guru sau bărbați. Să caute femei guru în sens de sfaturi, îndemnuri și îndrumări, pentru că s-ar putea să aibă o mintea mai clară sau din contră i-a bulversat de tot, ce să zic, asta e, se mai întâmplă. Așa, are nevoie de un sponsor. Hai să zic așa, un bărbat care are o putere socială. Nu neapărat și financiară, dar vine odată cu ea. O putere socială, pentru că sunt femei la un moment dat în viață când își dau seama că dacă era un bărbat în spatele lor, să le ia apărarea, să pună o vorbă bună, ajungeau să pătrundă într-o lume. Astăzi încet, încet încep și femei să susțină alte femei și să pătrundă în anumite lumi unde și-ar fi dorit și înainte nu mergea decât dacă te duceai cu acela, ajungeai să fii cu el, te mai băgai și pe tine în seamă, îți punea fir la telefon, aveai și tu pe vremuri, ton la telefon dacă te deai bine pe lângă nu știu ce director. Doamnele mai în vârstă știu și mi-au explicat. Dar au nevoie de un om care are influență. Chiar au nevoie la un moment dat. Să li se ia apărarea, să fie susținute și așa mai departe. Și evident au nevoie și de un soț. Dar soț arhetipal în sens de a arăta că am fost luată. Mi-a dat un, să zic așa, un rol lângă un bărbat. O titulatură, un titlu. Un bărbat nu are nevoie de un titlu din partea unei femei. Pe când o femeie încă are nevoie de un titlu. Sunt soția lui. Nu sunt doar iubita acelui romantic și nici clienta acelui guru și nici prietena acelui om și nici nevoiașa sponsorului, ci am și un titlu. Sunt soția lui Xulescu. Nu poți să mă numești haihui așa prin lume, că totuși sunt soție. Și asta îi conferă unei femei cu statutul complet, cei cinci bărbați. Acum, dacă bărbatul ăla poate să fie și soț, și prieten, și mentor, și toate celelalte, ea se va simți completă. Deci, de aceea nu e despre cei cinci bărbați pe care îi caută o femeie sau cele cinci femei pe care le caută un bărbat, ci e despre cele cinci arhetipuri pe care le caută o femeie într-un bărbat. Poate să trăiască fără unul sau doi sau trei dintre unul, două sau trei dintre aceste arhetipuri? Oricum trăiește. De aceea și apare conflictul între femeie și bărbat, pentru că atunci tu în clipa aia poate ai nevoie de muza. Și ea apare cu nevoia ei de, nu știu, să fie atunci sponsor. Oamenii se lovesc în nevoi. Nu se lovesc în ce au în inima lor, ci nevoia de moment. Tu vrei ca bărbat să faci dragoste cu ea, atunci are nevoie de mentoring. La ora 12 noaptea. Ea vrea să înțeleagă conceptul despre lume și ce se întâmplă în lume, știi, și tu atunci ai vrea să o iubești. Vrei din ea să scoți pe cea care n-am putut să o menționez în emisiunea ta, așa, o vrei și pe aia acolo să fie. Dar nu e. Tu ca femeie vrei atunci să apară iubărețul tău. Dar el atunci s-a trezit să fie prietenul tău cel mai bun. Și atunci nu poți să faci cu prietenul tău mare lucru. Și cum pot împăca femeie și bărbat? Nu se împacă. Nu se împacă niciodată. Nu, nu e vorba de împăcare aici, că aici ratează oamenii, hai să ne împăcăm. Noi nu trebuie să ne împăcăm. Poate ar fi bine să ne și certăm. Și de ce? Mihai, când te cerți cu un om, poți să te cerți calitativ. Știi ce este de acolo? Diamante. Ori iese război, distrugere, ori atât de mult te ciocnești și prin frecușul ăla atâta iese, atâta presiune s-a pus pe o piatră încât a ieșit fațetată. Relația aia are multe fațete. Cum bate lumina pe piatra aia, așa frumos strălucește, încât, Doamne, zic, cu femeia asta sau cu bărbatul ăsta am trăit toate lucrurile posibile. Așa ca doi mafioți am fost, ca doi prieteni buni.
ca doi sfinți, altădată cine știe ce am făcut. Ideea e să te cerți constructiv. Exact. Și doi la mână, noi trebuie să împăcăm, nici nu trebuie să ne înțelegem, că atunci când s-a scris o carte despre femei, s-a răzgândit, că știm povestea asta, nu? Cele două lumi, așa ca și două cercuri, când vin una către cealaltă, ele trebuie să se suprapună măcar un pic, să creeze o lume a lor. Împreună, să ne creăm unde, lumea noastră unde ne putem noi doi întâlni. Atât trebuie. Nici tu să vii în lumea mea să mă înțelegi, că n-ai cum. Nici eu să vin în lumea ta. Noi doi trebuie să creăm o lume. Cât de mică e suprapunerea, tot e ceva. De aceea avem ADN-ul făcut din 23 cromozomi, pentru că venim cu părți egale, în care noi creăm o lume în miniatură, numit mai departe copil. N-are un bărbat mai mulți decât o femeie, cromozomi. Ai spus, sau ai scris la un moment dat, că atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, atunci lumea se va schimba. Da, a spus cineva citatul, dar am scapat, am folosit acesta în mai multe discursuri, dar nu mai rețin cine a zis ideea respectivă. Mi-a plăcut foarte tare și sunt extrem de acord cu ea. Și cred că ceea ce am vorbit, cel puțin în partea asta a discuției, cred că a fost un fel de argument pentru a vă da mai multă putere dragostei. Eu am mare dragoste pentru oameni. Mare, mare dragoste, și mi-aș dori pentru o secundă să poată trăi cineva și față de un om, nu mă refer la mine, în general față de un om, o dragoste la prima vedere, ca să o numesc mai departe, pentru că e om. Nu pentru că e o ea, un el, că e tânăr, că e frumos, pentru că e un om. Și de aceea, și acum, în luna care urmează, în martie, o să fiu în București timp de o lună, unde, ca niciodată, după 2 ani, am să mă descarc complet în 9 evenimente cu tot ce am putut să mai strâng. Tocmai din dragostea pe care o am față de ideea de a găsi un om. Care e un curs pe care îl recomanzi, de ale tale, pe care îl recomanzi de început, așa? Ca să nu să sperie omul. Știi, eu în sală sunt foarte directă. Mi-e stilul. Să fiu foarte directă și atunci să recomand, uite, pentru femei tainele feminității, exclusiv pentru femei n-au acces bărbații. De citirea chipului și celelalte care le-am, simbolul din tarot, poate să vină oricine. Fiecare în funcție de căutările și nevoile lui, nu pot să recomand unul singur. Mie toate îmi plac, pentru că sunt din experiențele mele. La femeia alfa poate să vină și bărbații? Da. Am și tainele masculinității ca și seminar în premieră, unde pot veni acolo deocamdată și femei pe lângă bărbați, în ideea în care poate așa vor îndrăzni, să zic, bărbații, exact, nu prin prezența lor să-și recunoască necunoașterea, că asta cumva simte un bărbat, dacă vin îmi recunosc că nu știu să fiu, ci până a cunoaște felul în care poți să folosești latura feminină din viața ta, din tine sau din jurul tău, ca să cucerești lumea, un teritoriu. Cum te porți cu o femeie, cum știi să fii cu ea, dacă nu poți cu femeia sau 5 sau 10 câte ai în viața ta, tu n-ai cum să ieși în lume, că lumea asta e exact ca o mare femeie, doamnă, cu de toate. Și dacă pe cea de lângă tine doar o greblezi, intri în ea, o scoți doar așa un pic deasupra, cam atâta, doar ești un agricultor, are arii așa pe aici, pe acolo, dar nu vii să însămânțezi, nu crești ceva. Mulți bărbați, chiar dacă au fost în Imperiul Otoman, chiar dacă au răpit femeile alea și le-au ținut haremuri întregi acolo, multe, multe dintre ele au vrut să rămână în harem, pentru că au dorit un astfel de om și el s-a folosit de acele femei și ele își ofereau toate, să zic așa, părțile de mamehă din ele, ca să folosesc expresia din memoriile unei gheișe. Știi, o femeie are minte așa cumva înțesată cu foarte multe intrigi. Și bărbații, care vreau să cucerească următoarea cetate, ei se gândeau la o strategie. Bărbatul duce lipsă de idei. El nu are imaginație bogată ca structură. Femeia are o imaginație foarte, foarte bogată. Și atunci întindeau harta respectivă și spuneau, noi vrem să cucerim cetatea asta, cum să facem? Și făceau brainstorming cum era pe vremea respectivă și nu reușeau să-și dea seama ce să facă. Doar că nu știau că îi zice așa. Chema o mamehă, ca să zic, pe cea mai cea din cetatea respectivă, adică cea mai șmecheră, isteață, cumva așa, cu planuri, cum să facă ceva. Și atunci o chemau și nu-i spuneau care e scopul. Ziceau doar atât, uite-te pe harta asta și spune-ne ce vezi.
Și probabil că întreba, vreau să știu ce ești, tu n-ai voie să știi. Și de aia se spune că n-ai voie să-i spui unei femei tot, de ce? Nu în sensul ca să nu cunoască, ci ca să nu ratezi experiența ideilor cu care ea poate să vină către tine. Asta trebuie punctat și aici e delimitarea între a nu ști femeia, cum se promovează, versus în a nu ști ce am eu să-i spun, tocmai pentru a mă folosi de imaginația ei, în care ea, cum spui, alți bărbați, aberează în 100 de direcții, dar de acolo cine ia așa pe rând într-o zi cu pixul scoate. În fine, și de pe harta respectivă, se uita ea și zicea, a, uite aici un castel, dar ce frumos e. Dar uite, și ce vezi acolo? Păi mă văd așa, să fie noapte, într-o iarnă, să fie zăpadă și să mă plimb așa cu toate doamele mele, așa cu rochii sus și să vedem de sus așa cetatea cu făclitul. Îți dai seama ce frumos ar arăta cetatea asta și zicea, gata, mi-a venit o idee, pe ăștia atacăm iarna, că ăștia n-au armament și plecăm așa de sus în jos și venim așa cu un bombardamentul. Ce zicea ea, romantismul e așa, și unde erau ei cu gândul? De aceea femeia se simte deseori jenictă și n-ar trebui, în timp ce a povestit așa cu patos, nu știu ce a văzut, el vine, gata, am găsit soluția, cum să repar mașina de spălat. Pentru că ea în clipa aia a fost o muză. Lui a venit soluția. Muză. Muză. Te-a băgat într-o stare. Poate să trăiască un bărbat fără muză? Nu trăiește fără muză pentru că se inspiră din alte părți. Arhetipal fiind muze peste tot. În artă. Dintr-un film, dintr-un concert, dintr-o trăire, dintr-o... El are nevoie permanentă de muză dacă, repet, este un bărbat care vrea să crească. Sunt bărbați care nu vor să crească în niciun sens și atunci nu caută o muză, dar ei nu-și dau seama că asta caută de fapt o inspirație. Îmi trebuie o idee să reușesc în afacerea aia, trebuie o idee, îmi trebuie tot asta, duc lipsă de idei. Și de-aia am zis că femeia poate să fie un rol foarte important, în, să zic așa, ca și resursă de idei. Și pentru ea un stâlp pentru care ea poate să, zic așa, să-i ofere absolut toate bogățiile pe care le are. Soada, este foarte multă informație în podcastul ăsta. Eu știu că am putea să-l mai ținem minim 2 ore, că mai am întrebări, dar nici nu vreau să îi copleșim pe oameni de la prima întâlnire. Promiți că mai facem una? Promit, cu mare drag. Da, doar dacă te simți... Pentru mine e o plăcere, dacă e și pentru tine, eu m-am simțit excelent cu tine. Mi-am dorit de atâta timp să am așa un partener de discuție și este unul exact așa cum am simțit eu că e necesar. Mă bucur tare mult. Ai spus și lucruri care cu siguranță i-au contrariat pe unii. Alții au zis, bă, da, ce bine le zice. Altele au zis, uite, așa o voce ne trebuie nouă. Să caut un om să fie, sau oamenii toți de acord cu mine... Aș rata experiența de a mă descoperi pe mine ca om. Îmi place că ai foc. Și dacă nici Hristos n-a putut să-i mulțumească pe toți, cine aș fi eu să fac? Așa că eu mă bucur cine mă înțelege. Îmi place că ai foc și îmi place că ai multă, multă carte în spatele a ceea ce spui. Ai citit de la înțelepciuni antice, cărți vechi, chinezești. Mi-au fost mai multe insuflate. Eu stau de vorbă atât de mult cu oamenii încât sunt cărți, să zic așa, între ghilimele, întregi, cunoscute și citite din ei, din experiența lor, din ceea ce au vrut să-mi transmită. Dar din toată înțelepciunea antică, deși mulți acum ar întreba, dar la ce nu mai folosește acum înțelepciunea antică? Că a venit știința care a zis, le-a demonstrat, le-a făcut. Dar din toată înțelepciunea antică, care ți se pare cea mai puternică? Teoria celor 5 elemente. Apă, lemn, foc, pământ, metal și interacțiunea lor. Acolo mi se pare, zic doar mi se pare că n-am cum să o cuprind încă, nu mi-e mintea încă la nivelul acela și mi-aș dori să ajung acolo, poate în viața asta să cuprind, pentru că acolo e cheia echilibrului, armoniei, a fericirii și a tot. Cine stă să se uite doar pe harta aceea celor 5 elemente își dă seama că succesul nu înseamnă să fie una dintre cele 5 mai umflată și toate... cercurile, care, toate săgețile sau interacțiunea pleacă din către în toate, adică nu există un început și un sfârșit. Deci cum e? Apa hrănește lemnul? Lemnul hrănește focul, focul pământul, pământul metalul, metalul apa, dar apa în același timp stinge focul și focul în același timp vine și sfidează apa și în același timp are un efect reversibil asupra lemnului. Deci sunt mai multe direcții care pleacă din același element, care primește, dă. Și
Și e ca o inginerie completă acolo. Am înțeles, dar să fie acolo la ei, ar pune întrebarea unii, și la ce îmi folosește mie, că știu toate lucrurile astea? Uite, folosește... Sau cum se traduce asta în... În medicina tradițională chineză ajută foarte mult, ca să știu cum se face omului un tratament, acupunctură, absolut tot, după teoria celor 5 elemente se face. Mm-hmm. Unde să infigi acu, pentru că, de exemplu, ai probleme cu urechea, e posibil din cauza apei, adică rinichilor. Și atunci urechile au legătură cu rinichii și îți face aici tratament pentru ureche. Dar ce din corpul nostru este... Părți din corp, deci urechile aparțin elementului apă, rinichii, așa. Bărbia de pe față, dacă vrei. Da? La lemn se reprezintă ficatul ca și element, uh-huh. Sprâncenele, de-aia femeile astăzi, dacă nu mai au sprâncene, și nu găsesc soluția, sau să zic cauza mai exact, nu soluția, e din cauza ficatului. Felul în care funcționează el, chiar dacă apar toate analizele ok, de acolo și mai subtil decât atât și mai în spate, înseamnă că nu mai suportă oamenii. Wow! Se vezi în toate filmele simbolice, oamenii care sunt așa mai ascetici, sunt rași pe sprâncene, sunt fără păr, adică reprezintă asceza. Undeva în ea se declanșează mecanismul ascezei. Vreau să fiu, nu știu. Să mă lăsați în pace. Mm-hmm. Să știi. Dar metalul? Metalul, plămânii, intestinul gros, uh-huh. Nasul, felul în care respiră omul, sunt foarte multe. Și ce avem foc în noi? Inima, vasele de sânge, părul. Și pământ? Focul, de exemplu, afectează foarte mult dacă arde foarte tare în tine ceva, fie foarte multă energie sexuală, fiind un simbol al focului, mulți bărbați chelesc. Dacă chelesc din față în spate, uh-huh. sau dintr-o dată le pică o bucată de păr, au avut un stres foarte mare pe energia focului, a ars ceva în el. Uh-huh. Și pe ce anume? Mai pământ. Așa, pământ, stomacul, splina, gura, pardon, uh-huh. limba. Înainte te uitai în limbă ca să vezi inima, cum funcționează, și stomacul, sau tot ce ține de sfera stomacului. Și tu spui că înțelepciunea asta veche a celor 5 elemente, dacă o înveți și o aplici asupra, da. Organelor tale din corp și a relațiilor... Acolo e cheia și nu mulți o stăpânesc, pentru că e atât de veche și atât de greu înțeleasă, fiindcă s-a vorbit în simbol. De aceea astăzi, încet, încet, Mihai, ne întoarcem înapoi către simbol, în primul rând prin emoticoane. Din ce în ce mai mult oamenii îți prescurtează cuvintele, pune emoticoane, emoticoane, emoticon, tot ce vezi o să se transforme înapoi în simbol. Adică la fel ca teoria celor 5 elemente, ne întoarcem de unde am plecat, dau cu un update. Deci e un fel de egiptologie asta. Păi uite-te pe telefonul tău. Un emoji ești... Da, uite pe telefonul tău, tot telefonul tău e plin de iconițe, de simboluri. Da, simbolul de la este. Aplicația aia, tu știi când apeși. Acum imaginează că vine dezastrul lumii, mai rămâne un telefon cu baterie, rămâne un singur supraviețuitor, ăla e mic, nu știe, desenează toate astea pe un zid, simboluri, și tu doar făceai un click și deschideai o lume întreagă. Și acum vin alți oameni din urmă și încearcă să-și dea seama, doarme, ce-o fi fost toate simbolurile astea acum, fâul ăla, așa, cine știe ce era, tu mai păsai un dege și intrai într-o lume întreagă, probabil, zic și eu că nu știu. Astea au fost și simbolurile de atunci. O lume întreagă. Vreau să-ți ofer și eu ceva simbolic pe final de întrevedere. Mulțumesc mult de tot, Swada Agaki. Mulțumesc din suflet. Prima noastră întâlnire de la compania Beciu Domnesc, partenerul nostru de atâta vreme. Am pus aici simbolic un roze verite, care are un simbol, un flamingo, nu? E vesel, are foc. Da, vinul roze, da. Așa mi s-a spus că are foc. Mulțumesc din suflet. Vine de la mândria Podgorilor Moldovei, Beciu Domnesc, partenerul nostru. Mulțumesc. Salută-l și pe soțul tău, Eduard Agaki, felicită-l pentru toată activitatea. Mulțumim. Opera. Voi, de altfel, apropo de faptul că totul este interconectat, totul este în legătură în lumea asta, îmi place că ați dezvoltat lucruri împreună. Da, este un mare, mare ajutor, sursă de inspirație, ghid, mentor, prieten, iubit și soț. Ai zis și guru, nu? Da, mentor, da. Corect. Mulțumesc și pentru... Mi-a dat un carnețel foarte frumos. Da, un jurnal unde să-ți scrii inspirațiile și ideile. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, Mihai. Sper să ne vedem curând. Și eu sper tare mult. Lăsați-mi niște simboluri dacă vreți. Ce vreți? De la emoticoane...
până simbolurile care îmi plac mie foarte mult, recunosc, încă sunt de modă veche, sunt cuvintele, așa că dacă le spuneți celor dragi un cuvânt despre podcastul ăsta și îl dați mai departe cu tot cu link, sau dacă o să comentați în subsolul videoului de pe YouTube, vă sunt tare, tare recunoscător. Pe Soada o găsiți... pe soada.ro, pe toate canalele, mai pe trebuie YouTube, să vă zicem. Peste tot. Și în martie, toată luna, în București, la cursuri. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc! Doamne ajută! Ne auzim săptămâna viitoare!